Nimeni, șapte coronițe și acum am deschis live-ul de un minut. Mă joc cu prietenul tău. Da, stop, care vreți, da, stop. Imani petrecere, imori barato. Doamne, nu mai pot. Ce ai Mor. pățit de nu mai Am poți? mâncat prea mult. Ai mâncat prea mult și să vezi tu într-o oră cum zice, vai mi foame. Jur că nu are cum, am zis că Da. mor. Bine, măcar că ai mâncat, că de obicei intrai live și tot te plângeai de foame. Cine, Alex, cine? Ce ai mâncat bun? E. Sau rău? Am mâncat piept de pui cu un fulgi de porumb cu cartofi făcuți cumva prăjiți. Făcuți cumva prăjiți. Nu Da, știu cum să-ți explic. le Au, face. Bine că ai mâncat bine. dacă stai pe la mine, asta nu înseamnă că... Da, stop, că la noi n-avem bani. Damian, mersi, subsemnatul de Stop, ziua. care Am vreți Alex, am atingeți întâlnit. programul. Hai să facem 10.000 de aprecieri, să miște un pic live-ul. E mare petrecere, mare Uite-te, uite-te, cum dansează gagica, fi fără frică, dansează gagica. Alea zgomote, Denisa. poftim? Alea zgomote, ce scos tu de uliu. Nu știu cum. Dai săpta menajerile mele, nu ne Stai că nu, părăsiți. lasă că și eu rășu Tap, mi-o iau. tap. Kerosen, mersi, fain kerosen. Ce luași kerosen? Nebunie, Alex. Stai Nebunie, să poți să kerosen. stai. Mersi, kerosen, mersi, 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 mersi. Te pup, omule, mersi tare mult. Da, stop, tap și bateți-o. Bateți-o că ne atacă iar același trio. Oare nu înțeleg, nu-mi intră și mie alți oameni, eu nu înțeleg, nu. Nu-ți intra, nu-ți intra. Cherosen, ce să fac? Bine, mersi, acum am terminat antrenamentul, nu de mult. Am popat ceva și... Cătă, mersi, fain. Și aici ne luptăm un pic cu Denisa. Nu, tata, vă rog. Ne bat oamenii aia, de la ea în fiecare seară aceeași formație. De ce zice asta, Alex? Da, stop, tap, menajeruțe. Da, stop, tap, să creștem în aprecieri, să facem 10.000 de aprecieri. 10.000, 10.000, 10.000, să urcăm un pic pe live, că Singurul altfel... de așteptat, vă rog. Altfel, la șunama, cine? Mai orchestră, bă. Ce orchestră? Că nu Hai înțeleg. de cap, Costoriș. Nu înțeleg despre ce e vorba. Top, 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 menajerile mele, dolalele, se aud cum cântă vesele, menajerile. Ai fost la practică? Nu. Nu ai fost la practică, la Nu, că practicum nu tău? m-am trezit de dimineață. Ai de capul meu, mă, că mă duc că trebuie să mă duc Ah. la practică. Păi așa trebuia, dar lasă că mă duc sâmbătă. Recuperei. Nu m-am putut trezi. A plouat afară. Cel mai bun somn posibil l-am avut azi noapte, jur. N-ai vrut să fii deranjată. Ah, da, ce să mai... Am dormit și am adormit și după masă, nu știu cum. Miuța, salutări, Miuța. De asta tot Atâta plan somn, menajerul. cred că sufăr de vreo boală, ceva. Chiar o să mersi fain pentru Alex, câte apreciere. puncte trebuie să ajungi level 24? De asta tot menajerul mele. Mă jur de nu știu, eu toată viața am fost așa, adică eu nu înțeleg pe unii oameni care dorm, nu știu, așa un program de 10 ore pe zi, nici atâta Bună, să Dorian, dorm, bună, dar ei bună. sunt fresh. Apoi nu știu, eu jur de dacă Ce dorm. faci, mă, Radule, mă? Pe unde ești, Radule? Cât mai Dorm ai până vii acasă? puțin. Răducu. Răducu, pe unde ești? Se apropie Turcia, Ce faci, Răducule. Cătălin? Te așteaptă Turcia, Radule. Da, Cătălin, care ești? Le-a așteptat menajerele mele.
Ce mai mă, Radu? Doamne, Voi vreau un microcard sau eu? păi mai Ah, rău nu, fac mai vreau. degrabă nu dorm deloc decât să dorm doar O tastatură. o oră. Ia, o Darian, dar cum de te-am supărat? Nu spune-mi și mie, Darian, cum te-am supărat? Am înțeles. Păi, Darian, nu ți-am zis că astăzi să-l fac. Zis să-mi scrii acolo când e ziua ta. Tu crezi că e altă treabă? N-am, nu mă stau pe... Păi nu am uitat, măi, copile, nu e vorba de am uitat. Am avut treabă până acum seara. Ai timp, ai zis că ziua ta e în 31. În 30 sau când e. Tu că l-am supărat. Adică, pe Da, lângă că eu vreau cred să că nu fac cred un că bine, am te-am uitat, și cred că supărat. am Da, uitat Radule, l-am ziua. supărat. O să încerc mâine să intru pe zi și nu o să intru seara, că văd că seara am, că și mâine intru la iubire și n-am cum să intru. Și Mihaela, mulțumim frumos pentru aprecieri, Mihaela. mâine îmi fac timp și intru pe zi. Ai auzit, Adrian? Fă-ți și tu timp. Auzi tu, fă-ți Adrian, să vii cu ea acolo, te strii, să fiți pe zi. Păi mă vira tare aici, forță, toți trei. Program, mă, să n-aveți program mâine după masă, că se schimbă programul. Vrei să intri pe zi și nu intri seara? Da, cred că așa o să fac, pentru că văd că am patru persoane, nu o să fac nimic în seara asta. Aoleu, iară. Din nou o să fac mare chestie, că n-am persoane. Dar persoanele vin și pleacă. A, nici atâta nu vine, nici nu Nu, vine păi nu poți nimeni. să știi ce o să vină. N-am, atunci n-are rost să intri. Dacă cum intri zici că n-am, că nu fac și m-am plecat. Ce ok. Oamenii apare unul, îți dă un cadou și e pentru toată seara. Nu cum intri în prima secundă, deja trebuie să sară oamenii A, cu nu, dar cadouri. măcar nu știu, aveam patru persoane acum ce mi-a mai crescut la 7 live-ul, dar așa văd că stau foarte prost cu persoanele, nici nu mi-au Păi intrat. așa stă toată lumea, stai liniștită. Mulțumesc de tap-tap-uri, de asta tap-tap-tap-tap-tap. Brate, oficial, mersi de tap-tap. Nu știu dacă ești român, probabil. Este seara mea. Top, 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 top. Top, top, să facem 10.000 de aprecieri. Câte aprecieri ai? 5.800. Oh, sunt mai bun, 6.700, 6.800, 7.300, 12.500. Oh, nu știu ce se întâmplă. Am glumit. Nu, Radu, astăzi nu, azi nu, nu, Nici l-am sunat. trandafiraș n-avem, noi că ne dăm polaiță. E Nu te prima las, nu joie mă când nu mă scuzi, te-a tatuez. dat dorințe. Nu, no, că mi-am tatuat brațul data trecută și Ce i-am vrut surpriză. să mă las pe săptămâna asta să văd, îl sun eu. Mai mă recuperez un pic, că nu apuc să se vindece rana, că iară sta tot pe aia altă Nu parte. cred, brati, are Romanian. Și nici nu m-am putut antrena bine din ianuarie de când mă tatuez și nu. Azi nu. Vezi, Alex, în fiecare zi trebuie să-mi fac câte o listă Azi de mi-am făcut dorințe. pauză. Să văd joia viitoare dacă am chef. Mai dă-le nume că sătul. Am o să-mi termin brațele Acum astea. scapi ușor că n-am mai pus de aia de 200 de puncte. Ai, ești român, bună, bună. O să-mi Nu refac tu cum brațele și pe vorbeam după aia eu nu pe mă aici mai în toate trădesc. limbile, am zis că poate nu mă înțelege cu tine, cine știe. Păi nu, Alex. Mihaela, mulțumim frumos pentru aprecieri. Ambroș, Mihaela, mulțumim. Tu ce ești, la pauză? Radu, ești tras în parcare, ce faci? Nu știu, mai mult de română și engleză nu știam să zic. Google Sniper, ce faci, Translate. bă, sniper? A? De ce, Alex? Salutare, sniper! Mai Ai trandafiraș, ne venit în trebuia și vizită? nouă pentru provocarea de viteză, dar ne-am Da, primit pe de sniper, nimeni. pe aici. Am făcut antrenament și acum un pic Ia să mai bolavit. bine vorbesc în română, că n-are rost.
Să mă chinui cu engleza. Mersi mult, mersi, brate. Acum, Alex, să nu știu că ți-am mersi, dar nu apărut cred pe că ne mai forul dă cu live-ul provocare ăsta, de că nu acum acum. l-am deschis. Poate aveți românușă, unul dintre voi. Brate, n-ai vreo mânușă? A apărut pe foriu cu 7.000 aprecieri, mă miră. Bună seara. Din Brașov, tu? Dana, mulțumim frumos. A, cu care video sniper? Dana, mulțumim, Dana, mulțumim, 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 Dana. Radu Frodo, mersi, fain de aprecieri. Frumos, frumos. A, ăla, poate, ăla, e ultimul, e ultimul. Bun, bine, sniper. Dana, mersi tare mult, Dana. Sniper, ce ură din partea ta, ești moderator la mine și nici măcar nu vii să saluți. Dar Dar nu. l-am prins eu, că l-am văzut că a trecut pe aici și l-am salutat și aia. Mersi, Dana, mersi mult. De asta tap, de asta tap clanul menajerului. Mai Oi, așteptăm. menajerul Bună, bună. Patrick, cine să nu salute? Că și aseară nu mai are rost. Vreau eu să fac coronițe, coronițe de prințesă. Coronițe. Brati, mulțumesc mult de tap-tapuri, chiar îți Dar mulțumesc. Ian, iar mă faci stresat, vezi că-ți dau bloc. Ce În fiecare seară tu mă vezi stresat pe mine. Un om stresat altfel se manifestă. am Dar dracu. Ian, dacă îmi pune lumea Am întrebări din înțeles, astea... ok. Dacă nu îți mai face plăcere să stai pe live la mine, pot doar să-mi zici că nu are rost. Mă vezi stresat. Sunt foarte liniștit, Darian. Dacă aș fi stresat, Bubu stresată. da. Da, cu tine vorbesc, că mi se pare foarte aiurea ceea ce faci. Da. Snipe! Alina Pop, te pup, Alina, ce faci? No. Da, Darian, în fiecare seară ți se pare că stresat. Hai că câștigăm și noi. Păi, dar ce pui? Până acum am intrat la mine pe live, stăteai, vorbeai și... Da, startup, da, startup, menajerele mele, da, startup. Dacă nu-ți mai face plăcere să stai aici, nu te obligă nimeni să rămâi, să știi. E bună, Alina. Bagă cu Brate, tu de ce inimă. nu mai vorbești? Brate, dai tap-tapuri. Bine, că nu te plictisești, Alina. Haideți să-l batem și noi, vă Da, asta rog. tap, n-aveți cum să ne bate, suntem prea puternici, avem tap-tap. Aici avem cât avem? 8.800, ne apropiem de Am 10.000. înțeles. Și să nu crezi. Uită-te la ea, cum dansează gagica. Alina Pop, Alina Pop scrie poezii, zice că, da? Să De unde intru să pe știu, în Alina? ții tu noroc. Nu știu ce activități ai tu sau ce lucruri, în ce domeniu, ce faci. Nu am să știu. Era fiul tău. Măi, dar trebuie să te obișnuiești, eu nu pot să stau să tac din gură, eu Am nu văzut, am văzut, pot. am văzut, cunosc, cunosc generația voastră. Dar ar fi drăguț să mă ajute cineva cu niște puncte, Alex. Hiperactivi, ăștia nu stau, nu se mișcă într-una, vorbesc. Așa v-ați născut, hiperactivi. Trebuie să vă consumați energia. Numai Nico să mai accidenta pe live, să lovea și rupea unghii pe live. Eu nu știu cât te poți păți pe live, stând pe un scaun. Loredana aș călca câinele, trecea cu scaunul peste el. Da, după aia în timpul live-ului s-o pișa câinele pe piciorul ei. Foarte dresat câinele, rupere de cer. Ce dresat. Brati, meciul ăsta vreau ca tu să mă ajuți. Ia nu știu cum l-au nominalizat. Deci Păi vezi care ești acolo. Că pe nume te-o pus care să ajuți. am Dana, mersi, încredere că fain, mă Dana. ajută. Dana, mersi Mulțumesc mult, frumos mersi, mersi, pentru Dana. dublu.
Da, na, ori doi, dar nu avem noi pe nimeni acum, momentan, deocamdată. Dacă vine cineva în vizită. Dana, mersi, fain, Dana. Mulțumesc, dar nu mai faci nici coronițe măcar, zău, atât de rău. Dana, ți-am dat urmările, mersi tare mult. Mulțumesc frumos, Te-am băgat în clanul adevărat. menajerilor, Dana. Desktop top, menajerilor mele, desktop top. Ai, cam trecut de 10.000 de aprecieri, bine. 10.000, 10.000. Mă ducem spre 20. Nu știu ce se întâmplă cu noi când zicem papa sâmbetei. Ne ducem, încet, toți ne ducem. Pase 200 de ani, nu o să știe lumea că tu ai făcut TikTok. Dar nu trebuie să știe lumea, Dominic, că nu mă ajută chestia asta. Nu? N-am bici cu nimic mai special pe lumea asta decât restul. Da, poți să-ți găsești calități în timpul vieții. Da. Să cheltui bani. Cea mai mare Da, nu-s calități să cheltui banii. Doamne. Mulțumesc, bratis, mulțumesc frumos. Măcar tap-tapuri să avem. Da, Alex, lasă-mă cu încurajările astea, că nu mă ajută cu nimic. Vlad, mersi frumos de tap-tap. Da, Marius, da, mulțumesc de întrebare. Cristian, mersi. Ionuț Vasile. Da, îți dau, Ionuț, îți dau. Iar merge foarte prost. Ți-am dat, Ionuț Vasile, dacă mai ești aici. Dragile, Da, sistem de stop. distribuire. Ce să vezi, să fii și să nu crezi. Am înțeles, Alina, am înțeles. Bravo, fain. Mie îmi plac lucrurile alea manuale. Mersi, Ionuț, mersi mult. Da, acolo un tap-tap, buni. Să urcăm în aprecieri, să mergem spre 20.000. Mersi, Ionuț, mersi. De asta tot menajeruțe. Menajeruțele mele, atacați acolo de cârtițuș. Ai toate șansele să mă taci. Da, pe și eu, nu vezi, că așa nii. Și nu m-am gândit să mut un pic programul pe zi, Denisa, să văd dacă nu se schimbă ceva, că văd că noaptea nu m-am pierd aici o seară și nu e nicio Păi da, activitate. asta zic că mai e nașpa că eu acum mai trebuie să mă trezesc și diminețele, că trebuie să mă duc la practică și nu mă ajută cu nimic să stau degeaba pe live, știi? Dar pe și eu, no. Brati, ai permiciață, brati. Ziua e altă treabă. Eu am văzut ziua activitate pe ăsta. Acum depinde pe ce cont vrei. Uite, de exemplu, dacă intri pe la vreo 5-6, chiar ai toate șansele. Cine a fost ceața, mă? Bravo, Da, mersi, Radu, nu mersi, trebuia fain. să dai ceața, că Stai trebuie liniștit. să dea cineva puncte, dar nu am pe nimeni. Stai liniștit, Radule. Adică el, Bubu, nu vede punctajul, adică tu dacă îmi dai ceva acum de 100 de Da, e numai ca să nu văd eu ce punct De are. 1000, dă Adică punct oameni pe nimeni. orice, el nu vede. Deci mai găsi, Radule, mi-ai nimerit. Da, dar nu dă nimeni nimic. S-a dat doar să se întrebe ce este. Da, stop. Să și să nu crezi, o zi tot. Cine mi-a? Am primit că, mă, du, da, mi ajută, mă. Vlad, mersi mult, Am Vlad. primit și eu ăsta lui Leon, prima dată. Ți-am explicat. Demi Jus, băi, mersi, fain, mă, omule, mersi. Dați o urmărire la Demi Jus, vă rog, frumos. Bă, am primit tortul lui Leon. Ăla nu l-am primit niciodată. Vlad, Mersi, fain, mă. mersi. Mersi, omule, mersi, te pup, mersi mult. Ce fain noi. Tortul lui Leon. Frumos, frumos. Mai rezolva, Radu, ce să zic, mersi, fain. Mare pretin. Mă lipsesc, mai bine stau singur pe live-ul. Asta top. Tap. Demi Jus, mersi, fain, dați o urmărire aici la Demi Jus, vă rog Mulțumesc, frumos. Vlad, mersi, mersi. Tortul lui Leon. Am chiar aș mânca un tortuleț. Alina Popiu, cu sport am fost toată viața. Acum am alte activități. Bună. Bună seara, vă pup pe toți. Eu cu sportul am fost toată viața.
Alina. Doamne, firaș. Am antrenat oameni toată viața. Da, stop, 2 trandafiri, 2 Mulțumesc. trandafiri. Are cineva un trandafir, un trandafir? Mulțumesc. Vlad, mersi, mersi, mersi. Trandafir, omenajele mele, un trandafir. La culturism, Alina Pop. Demi, mersi fain, omule, te pup, mersi fain. Ai făcut, Denis? Da, o să fac cine, mi-e pare că mai am 0 oameni pe live. Da, se poate să pice la eu. Ori doi. Oh, Vlad, leu! Bine, bă, Demi, mersi fain. mulțumim! Chiar nu m-ai așteptat. Mersi mult. O să-ți dau un Mersi, follow, să bune, Demi știi. Jules, mersi. Dați urmărire aici, la prima persoană. Tu, la doamne. Oh, ce meci avem. Așa că atacă de cârtiți. Da, dacă ar avea cine. Mersi, fain de mii. Nimă încă un Mulțumesc, coral, mă. Vlad. Mersi tare, omule. Mersi. Demi cu pistolul. Demi ju. Băi, mersi mult. Pistolarul, Demi. Mersi tare, menajera mea. Oh, te pup, mersi mult pentru apreciere, omule, mersi mult. Vlad, mersi mult. Desktop. Tap, și o urmărire la Demi jos. Băi, mersi fain, omule. Băi, doamne, uite-te, mă, că s-a întâmplat minunea. Și am făcut un match. De unde ești, Demi jos? De unde ești deloc? Alina Pop, eu nu am nepoți. Vlad, mersi mult, Vlad. Arad, oh! Banat! Oradea Arad, că așa e, eu sunt din Cluj. Cluj, Oradea Arad, Timișoara. Ești bănățean. Vlad, mersi mult de tot, de cadou așa. Și acum ești în țară sau ești plecat? Da, Alina, și eu am nepoți. Dar bine, pe ăsta mic l-am crescut eu de când s-a născut. Un puțicuș ăsta ascund. Marius, hai la Bistrița. N-am drum la Bistrița. În țară toată ziua aici se fac bani. E drept, Demi, acum depinde fiecare ce combinație are sau unde lucră sau ce. Poți să faci aici Vlad, în mi țară, dați și mie da. follow back, Vlad. Bine, bă, mersi fain, bă, omule, mersi mult, bă. Ai dreptate că și aici să fac în țară. Cine știe să-i facă, îi face oriunde. Nu e problemă, asta e, am intrat eu prea târziu, asta este. Ce ai primit? Nu, no, am crezut că ți-o dat mănușă, Demi, ți-o dat ceață din aia magică. Desktop. Dar ce treabă ai la Cluj, Demi? Cât stai la Cluj? Cât stai la Cluj? Oh, nu înțeles. Mersi. Întâlniri de afaceri. De asta ta menajerul. Se de asta atingeți ecranul ăsta, mergem spre 20.000 de aprecieri. Yes, sir. E bun, Demi, e bun. Tu mă urmărești, așa este să văd. Suntem la prieteni, suntem, da. Dacă într-o seară mi-a zis un domn să-i scriu după live și el nu mă urmărea și n-am putut să-i dau un mesaj. Lasă un mesaj acolo pe TikTok dacă vrei. Și dacă am timp și prin zonă, pe aici, pe acasă, bem o cafea dacă vrei. Uite, și astăzi, acum mi-am terminat treaba la 11:30.
Da, menajeruțele mele, Mulțumesc mult, mai top. Vlad, mulțumesc. Trandafiri, nu, 84. Dar eu nu înțeleg de ce mi-a scos live-ul în halul ăsta. Am trei Da, oameni. așa se întâmplă. Și mie îmi pică câteodată de am doi pe live, adică unul SEO, contul secundar și încă unul. Toată lumea se plânge că e pică live-ul. Demi, mersi, faină. Mai auzi, Demi, dacă vrei, lasă un mesaj aici, pe ăsta, pe TikTok. Și ne auzim, poate, ce mâine e. A, mâine e vineri deja, mă. Până când ai zis că stai? Sâmbătă sau? Ce faci, modeling? Până duminică, 2 zile. Doi Minima că trandafiri și-a făcut abonament, mă, du-te, mă, mi-a făcut abonament la mine, mă. Câți? azi. Băi, Mulțumesc. mersi, fai, mersi, oare câți abonați am? 3, 4, am o forță, clanul. Eu am Eu doar nu, că doi. nu le-am zis la oameni să-și facă abonament, că mie mi-e rușine să le zic să-și facă abonament. Dublu. Da, mie mi-e rușine să zic, Ce bă, să fac fac? Uite, mă, în joc. abonament. Dar nu te-am întrebat, Alex, nu te-am întrebat. Ori doi menajere, ori doi, Îl ori doi, ori doi. batem și noi, vă rog. Oh, nimă, balone din alea, mă, ce fainez, mersi, fain, Vlad, Demi. mersi, Vlad. Bine, bă, mersi, fain. Ce faci, Florin Manea? Cum s-a abonat el la mine? Sincer, am și uitat de abonamentele, se că mai există. Dar am 3 abonați care și-au făcut cu... Aoleu! Bă, cine ne atacă? Bată-te, soarele, se bată! No, domni, anche de Florin, zici că și-a văzut tatăl după 2 ani de scuola. Oh, e de capul meu. Zici că s-a întors din război după 6 ani de front. Doamne, ce Doamne! mult îți mulțumesc! Doamne! Bravo, Florin! Ce drăguț! E foarte drăguț! Ești la Florin! Mulțumesc din Dog la Florin! suflet! Ce Ești drăguț drăguț! e! Foarte drăguț ești, Florin! Părăsește-ne! Mulțumesc! Glumesc tu! Știe lumea că glumesc, n-am eu treabă. Eu mă bucur și când câștig și când pierd, eu nu am nicio treabă. Bine, am fi Florin, super. chiar îți mulțumesc foarte frumos. Dar s-a Chiar dat. nu m-am Ce tu așteptat la la așa balena? ceva. Balena ți-o dat? Vă rog frumos să dați follow la Florin. Bună. Da, stop, clanul menajerilor. Da, Demi. Ioana, bună Oameni seara, bună seara, buni. Ioana. Nu mai zici nimic, Florin, gata. Gata, nu mai zici O nimic. da Gata. cadou și-o leșinat el când a văzut ce-o dat. Bă, mersi, fa, bă, omule, aoleo, mă, du-te, bă, Demi, mă, stai așa, mă, dai bate-te soarele, bă, Demi, bă, Demi, aoleo, Nimpunire. Mai bă, găsit Demi, mult, Florin. Bună, ioi, bună. dar nu m-am așteptat la așa ceva, mă, tot la același punctaj ăla, mă, de sus, dinozaur, cum îi zice tu, vulturașul ăla. Ah, dragonul. Dragonul ăla l-am la obiectiv de când a apărut, mă, dar pe n-aveam de unde să știu că dă așa punctaj. Mersi, fain, bă, Demi, bă. Să dați follow, vă rog frumos, la Da, Florin dragonul ăla Manea. l-am la Vreau să obiectiv dați follow de la când a Florin. apărut și apoi... Da, n-am știut, n-am... Mersi, fain, oricum, Florin, bă, jur că fain. te pun moderator. Mersi tare mult, omule, mersi, bine, bă. Ai Ce fost vrei, că nu m-am prea drăguț, așteptat. zău. M-am și încălzit. Nu, că era să beau din altceva. Ce să vezi? Da, stop, vă rog! Și să dăm trandafiri, M-am să ne dăm încălzit. provocare de viteză. Băi, mersi tare mult. Mersi. Mulțumesc frumos. De asta ta menajere. De asta ta bine, mă. Ai văzut ce ziceam, Denisa? Că nu știi niciodată seara cine intră pe la tine, cine trece. Nu se Adevărat. știe, mă, niciodată ce eu credeam că trece cineva sau... Mai apare câte un om, mai îți dă un cadou, mai te apreciază, mai pleacă, mai vine. Ioana, nu-i clanul dragonului aici, aici e clanul menajerilor.
Da, stop, da, menajerele mele, da, stop, vă rog frumos, da, stop, băi, mersi, fain, bă, omule. Nu mai are nimeni rând Bă, afară și tu Demi, te-ai îmbrăduț, mai ești trebuie să mare. fac o cafea, Demi. Ioana, bine, știu, Ioana, că ai glumit, stai Păi, liniștită, că și știu știu de că glumă. ești. Deja pun apa la fiert. Mulțumesc! Mihaela, mulțumim frumos! Mulțumim pentru apreciere, De Mihaela. provocare de viteză. Da, stop, nu știu dacă e adevărat că Florin! nu Oh, deja. scuze. Mă dă, mersi mult de distribuire, mă dă. Nu cred că ne mai Da, dă. din nou o provocare pentru Am mine. înțeles, bravo. N-are nimeni nicio mănușă. Ah, și mănușe vrei, oricinci. Păi Cărchițuș. dacă nu ne dă provocare de viteză, poate am și eu vreo șansă să te bat. Da. Nu las că mai bătut vreo trei. Nimă că am eu mănușă. Și Avem provocare de provocare, avem viteză. provocare de viteză. Uite, l-ai, mă, pe Drago! Voi da la firaj. S-a și pus. Mamă, Au, da la firaj. au, că s-a tatuat pe braț și m-am frecat. Mulțumim din Ai, suflet, m-ai mulțumesc, nenorocit. mulțumesc. S-a tatuat și m-am frecat. Ai, de capul meu, doi Și să trandafiri, doi crezi trandafiri. și să nu crezi. Și să Mamă, că s-a crezi. pus ăla la oricinci, mă, nesimțitul. Da. Bă, dar e frumos cadou, mă. Nu m-am lovit, nu m-am lovit. Am spătarul de la scaunii din piele. Și Ori îți tatuat doi. proaspăt pe braț și mi s-a Avem frecat și noi tatuajul ori de piele doi. asta. Mersi mult, Ambrus Mihaela, pentru apreciere. Mersi, uite, aici te strigă, bravo, bravo. Uite, Am la înțeles, domnul, zice l-am înțeles. Ioana. Bă, mersi, Mulțumesc, bă, Florin. omule, bă, să-mi bag piciorul, bă, ce fain. Fain e cadoul, bă, mersi tare mult. Ce să La vezi? mare minune că s-o pus pentru că la mânușa asta 30% e probabilitatea că se pune ori 5. Numai 30% Mulțumesc. șanse sunt să se pună. Bă, mersi mult, mersi. Florin, tu mai ești pe live, Florin, că nu te mai văd. La mine e 100%. E bun atunci. Bă, ce fain, mersi. Asta e scor de pus pe, la revistă. Cu mănușile. Aradu. Mersi mult de tap tap. Banatul. Mi ajută aici, Banatul. Ma pe acolo, pe acolo, pe la Arad și Timișoara, scălduri mari de obicei, vara, ca și la București, ca și în partea de jos. Noi mai avem noroc la Cluj, că mai răcoare un pic. Am înțeles, Demi, da. Și eu intru de multe ori. Este un băiețel care s-a născut fără picioare și fără o mânuță. Freddy, mersi. Mersi mult, Este un Freddy. băiețel care s-a născut fără picioare și Da, nu fără o înțeleg de ce nu mânuță. vorbește Ăla care Florin. tot Florin, strigă, mie mi da, mă, pare că ești pe da, live, mă. nu mai ești oare. Nu știu, Și Vlad, eu chiar la nu ăla știu, îi sincer să-ți spun. Te cred, Demi, te cred. Da, Și tata, apreciez vreau. mult că ai trecut pe Ce aici. faci, Laurent? Freddy, mulțumesc. Frumos din partea ta, Ce Demi. să vezi, să Și te și vezi, mă înțeleg. cauți. Florin nu mai vorbește cu noi. Așa de gustă, spectatorul. Tap, tap. Am Așa e, Demi. Demi, văzut trebuie la să aia că îmi vorbim dai la cafea telefon, că puțin. văd că suntem pe aceeași lungime de undă. Tu câți ani ai, Demi? Câți ani ai? Dăm și noi tap, tap, vă rog. Tap, Mai tap, că tap, da, tap, exact tap. așa și eu. Dacă dă două... Mamă, și gândirea ai la 25. Salut, Ai, a salut ieșit, acolo. Florin. E o diferență între noi. Ți-aș putea fi tată, lejer. Freddy, mersi mult, Freddy. Încă lejer ți-aș putea fi tată. Dar gândirea îmi place super, super tare. La 25 de ani, de obicei, oamenii sunt...
cu capul nori. La gândire e super, super de mie. Îmi place. Păi, poate nu sunt destui bani în cont, nu știu, habar nu am. Asta e o gândire sănătoasă. Asta am zis și eu totdeauna. Dacă dă Domnul și tu poți să faci un bine, oricum ți se întorc astea toate, dacă îi ajuți pe amici. Și pe oamenii în general, așa, care au nevoie, astea se întorc toate. Că asta e important, dacă ajuți pe cineva să Nu nu... știu, chiar eu nu mă pricep la Da, așa e, ceva, Vlad. păi îți spun eu, Demi, eu Nu am pricep. Mădălin, 47 de ani. mersi mult, mă dă. Demi, eu am 47 de ani și știu ce vorbesc, știu ce vorbesc. Și ideea lui că niciodată să nu te aștepți să ți se întoarcă din partea persoanei pe Ești care ai mare rău să zic ajutat-o. dublu, că oricum nu Deci tu mă ajuți o persoană să nu te aștepți din partea aia să ți se întoarcă. Ți se întorc din alte părți de mult mai multe ori. Nu știu ce Ori să doi, ori doi, ori doi, ori doi, vine avere. Da, mă, oh, Leo, ce fain, mersi, fain, mă, mersi, mersi, Demi, mersi. Mersi mult, mă, mersi. Bun, panouri fotovoltaice, ai văzut pe la mine pe cont că am făcut reclamă la cineva cu panouri fotovoltaice? Așa e, Ambroș Mihaela, așa e. Ai văzut că am făcut reclamă la, nu știu dacă te-ai uitat pe cont, chiar am făcut reclamă la cineva cu panouri fotovoltaice, da, o jumătate de milion de vizualizări are, numai reclama aia așa. Dar bine, eu le integrez toate reclamele în comedie, ca să rămână tot același content, știi? Să mă duc pe aceeași nișă. Dar... Facultate mă ocup. Chiar mi-ar place dacă ăsta să... Chiar mi-ar place să bem o cafea dacă vrei, când treci pe la Cluj, să vorbim mai multe. Mulțumesc, mulțumesc. Dacă vrei, dacă nu, nicio problemă. De-asta te-am, de-asta te-am. Sunt la medicină pe asistență medicală. Pe care? Pe clanul menajerelor? Ăla pe clanul menajerilor oficial mi-ai dat follow. A, Frițu Bubu, bun. Dar unde l-ai găsit pe Frițu Bubu? Că mie mi-e asociat aici clanul menajerilor. Că pe Frițu Bubu am Mulțumesc, mulțumesc, 2000 mulțumesc. și ceva de urmăritori, pe clanul menajerilor am 100.000 de urmăritori pe Instagram. Ce-ai făcut, Florin? De ce Ah, am ieșit fără înțeles, să zici Demi. măcar un Da, papa? auzi, Demi, îți las... Că eu vorbeam cu tine aici și Da, putem și dintr-o vorbi dată și acolo. ești. Dacă vrei, îți las ăsta numărul de WhatsApp, de telefon. Dar oricum, eu sunt cu telefonul în mână toată ziua. Și dacă scrii pe Insta și dacă... Bună, bună, Darian, bună din nou. Dar chiar că e irelevant, pentru că acum și pe Instagram poți să suni și să vorbești exact ca pe telefon. De-aia zic, că pe Instagram lași mesaj sau dai Eu tot telefon. ziceam Florin în sus, Florin în jos, dar Unde e nu costumul avem de iepure, niciun Darian, nu? răspuns de la tine și dintr-o dată În ești dulap în e costumașul sfârșit, de te-ai fi iepure. supărat cu ceva. Dăm și noi tata, vă rog. Ba nu, mi-e în dulap, mi-e în sală. Mi-e în camera unde fac antrenament. Chiar astăzi am căutat ceva, un stick de memorie prin sală și am dat de costumul de iepure. De-asta vă rog, clanul menajerelor. Deci de-aia zic, Darian, că putem juca, auzi, Doamne, iartă-mă, putem vorbi și pe Insta și pe... Darian, nu am comandat proteine, am făcut reclamă la niște proteine și așa era reclama, că soacră mi-a venit cu proteinele, acum nici nu vă mai bag în seamă.
Dăm și noi tapta, vă rog. Asta tap, asta tap, asta tap. Top, top. Și apoi mâine la ce oră vii la Cluj? Bine, oricum eu numai după ora 2 sunt disponibil pentru că până ieși pe live, până spăl haine, până nu știu ce. Da, nu, Demi, mereu e așa. Laurent, tu încă ești pe live? Ai, bun, e bun, Demi. Tu de azi, că eu pe la ora 2 numai activ. Auzi, Laurent, am și o întrebare. Da, asta, da. Aici ce scor avem? 15 la Nu e 15. adevărat. Stai și tu pe live de ce cred eu sau stai că n-ai mai intrat de mult la mine? Stai liniștit, Daria, nu trebuie să-ți ceri scuze că nu dai tap-tap, măi copile. Nu trebuie să-ți ceri scuze pentru nimic. Eu cu mașina de spălat spăl hainele. Hai, fost și weekendul trecut de mine. Mă gândeam că te gândești la ce mă gândesc și eu. Acum așa urmerii sunt prin Cluj, Florin, cât mai dar ai până ajungi la destilație ca eu nu să prea mă duc ies și așa tu? din casă prea mult. Nu prea umblu pe la așa urmerii, pe la destia. Alex, mersi. Nu spăla, Alina, haine cu mâna, că mașina de spălat le spăla. Cu mâna am spălat pe vremea de Ceaușescu, până la De liceu. ce altceva? Ei, A, mama, zici că mamă, n-are aia, rost. da, pe aia e recunoscută, Știi mama, tu? mamă, mamă. Știi tu de la cine ai plecat E ca recunoscută. moderator? Ai făcut Denisa? Da, mersi. Mersi, băieți, mersi, Florin, te pup. Nu ți-a plăcut mâncarea acolo, Ori Demi? doi, ori doi, ori doi, ori Demi. doi, ori De asta tap doi. tap oh, ori doi. Double, 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 double. Liber Friday. Ah, e vineri deja, da, mă. Mersi, fain, Demi. Mersi, mersi, mersi mult. Vinerea fericită. Și de la plantă din aia, ce e ăla? Stai așa un pic, dansator. Mulțumim frumos, Denis, mersi, fain. Ui, dar nici eu, domnule, eu dat... Nici Florin! mă, păsări din ăia, stai mă, fluturi, scuze. Mulțumesc! Nu ți-a plăcut acolo, mă? N-au făcut bună Mersi mâncarea. mult, N-au făcut bună măi! mâncarea. Nici eu, Florin, Stai de mă, o dai secundă seama, să... eu de atunci am Că... terminat Bine, tot. așa mă obosește cum îți greu. Asta să... N-are rost. Să stau cu mâinile așa. De la ce s-a Da, s-o întâmplat cam stricat atunci. acolo. Doar că am asimilat un nume, Așa, înțelegi? așa, De-aia, dar bravo, bravo, nu, bravo, nu pot Demi. să zic pe la el. Și mă gândeam că știi vreo poveste sau ceva. Mai Florin, cum faci? Că și Bă, conduci. Darian, ești din Baia Mare, mă, de Îmi dai și tap-tap, îmi Maramureș. dai și puncte. Cum se întâmplă așa ceva? Și eu m-am născut în Maramureș. Mersi mult, poate reușim și noi M-am născut să mama facem Maramureș, vreo acolo nume eram în în. concediu. Dar eu în Cluj, am stat toată viața. La Baia Mare am fost de sute de ori, am fost la Baia Mare. În 94, cred că 94, da, 1994. Atunci am câștigat eu la culturism locul întâi pe nordul țării în Baia Mare. A fost concursul, lângă Baia Mare, la Cardiu. Bun. Poate și câștigăm, Florin, De poate asta mă tap, ajut de să asta tap, de asta. câștig. Auzi că pregătesc să ne bată ăștia. De mine, mă, ce bine îmi stă cu aia. Cu șepcuța. Și tot la bani. Ia să mă știu ceva la lista de dorințe. Și aici unde ți-ai rezervat ceva la hotel sau unde stai 2 zile? Unde dormi? La Cluj, Demi. Mi-am pus eu ceva. Am fost nesimțită. Bă, ce mi-am pus. Chiar foarte nesimțită. Mulțumesc, George. Am Vlad, înțeles, mersi mult de fain. tap-tapuri. Te văd aici că ești foc așa pe tap-tapuri. Să dați follow, vă rog frumos, la Florin sus acolo, care nevoie. Păi lasă că poate Bine, să faci mersi, timp și vii la mersi, un mersi de cafea. tap-tapuri, băieți. Eu Mersi locuiesc chiar în frumos. centrul Clujului, am casă.
Dacă eu ăsta pot să vin la o cafea să povestim un pic. Foarte bine, Darian, foarte bine. Eu acum cu YouTube-ul la început, numai de o lună mă ocup de YouTube, am 5050 de Bine, followers, Vlad. de Rămâne pe altă cum seară. Pe altă zi. dar vreau să urc canalul de YouTube, Provocare adică de viteză. numai acum mă ocup. Poate reușim și noi să câștigăm, ar fi frumos. Mi-aș mai ridica moralul. Da, de-aia zic, Doi la trandafiri mine eu stau la aici. casă și am curte mare. La mine bași mașina în curte. Doi trandafiri, doi trandafiri, doi trandafiri. Băieți, doi trandafiri, Nu se pun într-unul. trandafiri. Un trandafir, are cineva un Florin, trandafir? mersi. Ah, că am făcut, ai făcut, Denis? Da, mersi. Bun. Mersi, fain, Denis. Da, cu locurile de parcare foarte mare problemă. Ori, doi. Eu atâta noroc am că am în curte locuri de parcare că stau la casă. Ia era o oglindă de asta faină, mă, mersi, fain, mă, omule, mersi, 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 mersi. Mersi, mă, Demi. Ia o melodie și-o pus, Deniță. Mai la zău sunt foarte, foarte prost. Îți place peretele, Darian? Eu l-am făcut tot. E o piatră de aia decorativă, sunt bucătărie. Lasă tot. Oh, mă, că îmi dau cafeaua pe jos, mă. Mersi, frate, Darian. De asta top, menajele mele. De asta top, top, top. Și acolo la Marriott sunt locuri de parcare. Cred că sunt, că hotelurile ar trebui să aibă, mă. Ma? Bravo ție, Darian. Așa trebuie să meșterim de mici. Doamne, n-am nicio șansă, nicio șansă să bat. De asta ta menajeruțe, de asta ta pune ți simpatizanții aia ce mă tăbat. Nu știu, zău, nu știu, că nu vrea nimeni să dea S-au votul sfârșit pe mine. admiratorii. Până acum am 8 bătut. Cu ce te-a bătut? Că da, astăzi nu te-am bătut mai Nu deloc. astăzi, nu astăzi. Astăzi numai la început mai bătut. Un pic. Dar tu câți ani ai, Darian? Stai așa un pic. Că oricum mergi pe Italia. Tu câți ani ai? Deja ești la muncă și mergi pe Italia. Stai un pic. Prima dată trebuie făcută școala. Și după aia, Italia și alte treburi. Bine, Alina, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, Alina. Desktop, menajeruțele mele. Bine, Vlad, bine. Nu, no, nu ar veni și la mine cineva să mă ajute. Sunt două Uf. Romeo, unde-i socra la ea acasă? Unde să fie? Dar nu țin o statecă. E acasă la ea socra, ți să-mi dau drumul la aerul condiționat, că nu mai circulă aerul pe aici, văd că nu. Trebuia să urc pe ceva rampă la Cameador și mașina mea nu e de acord. Dice, ai ceva mașină sport? Dar nu știu unde e cameadorul ăsta de care zici. Uite, acum ai primit mănușă de amplificare. Demi, ne-am mai lăsat cu ceața. Samra, bună! Dar tu stai, bă, Darian, tu unde ești? În țară? Unde ești? Câți ani ai? Florin, mai ești pe la Florin. Am înțeles de mine. No, aia da mașina. Te-ai pornit aere? Te-ai pornit.
Pe 12 ani și tu tă lucruri, tă zici de lucru pe șantier, mă copile. Lasă-l șantierul și du-te la școală. Pe șantier, auzi tu. Așa că ai Nu născut? mai ajungi pe mine, te rog, Te-ai născut pe Iisuse. șantier, mă? Să faci și tu unul mâine. Adrian, mersi. Ah, am înțeles, am înțeles, Demi, dar nu știu care e, să nu știu, nu știu, nu știu. Da, Romeo, nu Am e școală de cele mai mari șmecher. șanse tu le ai ca să mă Școală de șmecher ajuți. nu există, Dacă nu ești Romeo. tu, apoi... N-are nimeni. Mamă, vreau și eu să beau o gură de suc, că... Eu chiar în Că centru, vreau stai și tu. ore de suc. Eu locuiesc la Dar nu pot să 400 de ajung la metri el. de Teatrul Național cu Catedrala Ortodoxă. Am făcut prea mult efort. 2-3 trandafiri. Doi trandafiri, doi trandafiri, hai să facem o Noapte provocare. bună, noapte bună, 2 trandafiri. Cine va mi nu mi se pun Dar nu mi se trandafiri? pun trandafirii nici mie. Ah, gata. Acum, numai la al doilea. Un trandafir, un trandafiruț. Bine, mă, Demi, mersi, fain. Eu oricum fac dublu degeaba. Dai de unde să știi că faci dublu degeaba? Mai înainte ți-o dat băiatul la balenă, tot la dublu. Poate vine cineva și... Da, ordoi, ordoi, ordoi. Bine, 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 Demi, cum să nu? Cum să nu? Ne auzim aici pe Instagram. Sau pe TikTok, oriunde, scrie-mi oriunde. Stau și degeaba, jur, mie mă obosesc. Păi nu că eu, dacă am zis că fac cafea, fac, numai dăm ăsta să mă organizez, atât. Somn ușor, Demi, mersi fain, mersi mult pentru susținere, mersi fain pentru seara asta. Doamne ajută, omule, ce pup. Hai, 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 Denisa, că mă poți bate, că... Da, uite că conduci cu un punct. Big Tony, mersi fain, Big Tony, mersi, mulțumesc pentru trandafir. Mulțumim, 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 Big Tony. Mulțumim frumos. Eu nu mă supăr, Romeo, stai liniștit că eu nu mă supăr. Eu n-am cerut cadouri la nimeni. Deci, Tony, mersi, faima, pentru apreciere. De asta tău. Doamna, m-am lipit de scaun. Aici, mă. Cât mai ai până ajungi, măi, Florin, măi? De asta băiatul lui Chico, lupta cu soacra, da, te cu băiatul. Băi, mulțumesc mult, Florin. Mersi Da, mult, vezi că așteptam. ai primit mănușă. Tu până la ce oră stai, Denisa? Ai primit mănușă de-ai 2 ori 5. Până la ce oră stai, Denisa?
Atât timp cât mâine nu fac nimic, pot să mai stau. Da, bine. Doar să meargă și ce zic, nu să stau, da, dorm, pop. Păi acum nu. Nu se știe, vezi? Da, de intră cineva. Așteptăm să ajungă Florin la destinație. La unde mergi, Să nu mai fii atent și la telefon și la volan. Ah, conduce? Da. Atunci, atenția pe volan. Mersi, Florin. De asta stăptat, mirajele mele, de asta stăptat, de asta stăptat, de asta stăptat, atingeți ecranul. Oh, stă să vă mi-am mai urcat, nu am mai mișcat. Hai, Florin. Hai, Florin. Ia zinele de majorete și bagă. Dacă mai beau mult cola, am toate șansele. Le fac galerie aici lui Florin. Mi-am pus și eu dragonelul la lista de dorințe. Vreau speranță că intră vreun arab ceva. Da, dar i-am și eu acum, mi-am cumpărat GoPro 10 Black, ăsta cel mai tare. Vreau să dăm tap-tapuri, vă rog, din suflet. Acum mi-am luat și eu, acum mă învăț cu el. Provocare de viteză. Doi trandafirași. Doi trandafiri, mai am pe cineva pe aici. Da, știu, dar am că trebuie editat mult. Încă un trandafir, vă rog. Hai, mă, un trandafir clanul menajerilor. Avem un trandafir careva. Mulțu. Gata, am făcut, mersi. Un trandafir. Bine, va, Adrian, mersi, fain. Mersi mult. De asta Ortoi. bine, Darian, bine. Da, s-a tapă, ori doi. Mano, este o iubire. Bună, bun, Darian. Da, Avem s-a tapă, ori doi, mi-a ajutat, Darian. secunde. Florin, mersi de tapta, Florin. Am doi Florin pe live. Mersi. Mulțumesc, Florin. Demi, ai reapărut? Numai cred că o trecut pe aici. Zici că ești Florin sau nu poți să scrii? De Florin, asta dacă nu poți să privat, de asta scrii, privat. să dai un trandafir roșu. Dacă poți să scrii, scrii atunci. Papa, menajere, tap-tap, atingeți ecranul care vreți. Nu, nici dacă ninge. Nu știu pe Cristian 69, nu, Darian. N-am de unde să știu. Eu nu știu ce am impresia că Darian, băiatul ăsta de care toți zici acolo, e un cont fake ceva. Că e un copil. E De unde știi? Ai tu chestia asta? un copil în fiecare seară stă de mult aici. Mi-a scris și pe Instagram, am contul lui și pe Instagram. Am înțeles. Locuiesc în Anghel, dar sunt din Buzău. Tu, eu sunt din Brașov. Suntem vecini. Mi-ai bătut. Stai în Buzău, chiar în Buzău sau pe lângă Buzău? Sunt fan nebunit, o zis Darian. Da, s-a
Și dacă ar fi cont fake, măcar mă ține la povești și nu vorbește urât. Da, stop, top, menajerele mele. Pe lângă. Am și o prietenă de prin Nehoiu. Mihaela, mulțumim frumos pentru apreciere, Mihaela. E aproape Buzău, știi, au venit la liceu și sunt foarte mulți de prin Buzău pe aici, prin Brașov. Și mai cunosc eu câteva sate. Mai sunt ceva, dar nu le mai țin minte. Dar tu ce mi-ai donat, Darian? E fake, dacă nu era, nu-ți donam. Dar ce ai donat, Darian? La 10 minute distanță de Nehoiu? Sau de Buzău? Asta pe amenajerile mele. Am o bombă mică, mică, ca Irina Rimes. Ah, de Buzău, am înțeles, am înțeles. Nicolae Dragomir, mersi de top, top. Doi trandafirași. Reclinul te salut, doi trandafiri. Un trandafir cine are? Iiți, doi trandafiri. Mulțumim. Asta un trandafir, dacă are Ovi, mersi, fain Ovi. Mulțumim frumos, Ovi. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Ordoi, 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 luați winurile. Da, stop, stop. Da, bă. Atacați-o. Mersi, fain de chino, mersi. Da, stop, stop și atacați-o. Atacați-o. Bine, 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 bine. Uite, 20.000 fix de apreciere. Bine, bă. Coroniță, coroniță. Ăsta a fost snipe la ori doi. Dracu, deși el cum poate. Ăsta a fost snipe la ori doi. Mai trebuie să schimbe probabil și vitezele. Probabil. Tap, tap, menajele mele, tap, tap. Ia te, uite, te ce faci, Damian? Cu tățele gătică. Fii fără frică, dansează gătică. Sorin, dar nu cred că e pe live. Ce faci, măi, Sorin, măi? Mă mai ții minte, mă mai cunoști? Aia ești. Putem, ți jur. Nu te mai cunoaște, nu te mai cunoaște. Măi, dar am unele persoane care mi intră pe live de când făceam live-uri, știi? Nu, Alina, nu, nu. E normal că te mai cunoaște, că doar nu faci live de 30 de ani. Nu, dar într-un an... Da? Nu de Damian atâta lucru. Nu mi sunt, Alina, nu mi sunt. Casca așa, că toată ziua am casca de când m-am trezit. Dar și eu, jur, azi am fost obosită de când m-am trezit, de-aia mai dormit încă. Da, toți o. Și Remus, care este la mine și nevastă, mi-a s-o pus în pat după masă, nu mai rezistat. A fost schimbarea asta de vreme dintr-o dată și omorul pe toată lumea. Că, deci, efectiv, mergeam prin, să-mi fac cumpărăturile prin Oșan, nu mai puteam căsca, mă ustura ochii, îmi pica ochii în gură, am zis, ce naiba, și dorm în prins la 7-8 dimineața. Am zis că cred că de aveam un job acum la vârsta asta și trebuia să mă trezesc. La 7 dimineața în fiecare zi, eu cred că plângeam, cred că, doamne, nu cred că plângeam. Măi, plângeai și mereu la lucru și ar plângea. Nu, exact, altă soluție nu cred că avea. Altă opțiune nu văd. Numai să plângi, să mergi la lucru. Sau să nu știu, să lucrezi seara. Dar nu știu ce naiba aș putea să lucrezi seara. Da, stop, tap, menajere, da, stop, tap. Mă fac ca bodyguard-ul. Mă fac ca bodyguard-ul. Mă fac bodyguard-ul. Lucrezi de noapte și tu. Da, nu fac. Tap-tap, menajere, tap-tap, atacați-o, atacați-o pe Denisa. Da, tap-tap, vă rog, mă duc să-mi iau puturică. Până se întoarce, da, de-o batem. Abdul! Reșit. Abdul Creșit. Nu-i mai stric numele, că să-l sperii. Snipe!
Oare ce faci, Deniso? Eu am dat din greșeală. Este seara mea, surprize, surprize, te pot aștepta. Eu nu înțeleg, deci eu nu înțeleg oamenii ăștia care au level 40-50. Așa. Cum unde au atâția bani, frate? Ei, nu înțelegi, păi că ești tânără, sunt tot felul de oameni care au bani. Am pe ăla, Și am te pe lași de cont pe sufletul să unul. bagi atâtea miliarde pe TikTok, Da, eu la vitamină, îl am pe contul secundar, level 50 are. da? Mamă. Știu și eu, mai cunosc și omul. Așa. Pe Nicola zicea că a băgat peste 1 milion de euro în cadouri. Eu nu înțeleg cum ar putea, jur, și eu n-aș putea, sincer. Eu Nu de-aș ai avea atâtea putea? bani. Ai putea. Fafi, te salut, Fafi. Ce faci, drăguța Fafi? Poți dacă ai bani mulți, nu Bă, așa, că dar nu și crezi dacă aș că... avea atâția bani, crede-mă că n-aș putea, nu i-aș băga pe TikTok, sincer, nu știu. A, că ești zgârcită, părăsește-ne. Nu, aș face orice altceva, nu pentru mine, Bine, mă, ia fac și orice altceva. nu. Încă un trandafir, vă rog. Da, stop, clanul menajerilor. Doi trandafiruți. Bine, Fafi, mulțumim frumos. Adriana, ai adormit. Fafi, mersi, fain. Adriana a dormit. Mai întâi și-mi un trandafir. Așa, Adriana, mersi. Unde mi tastatura? Ordoi, menajerele mele, ordoi. Avem pe cineva să o bată, Fafi, mersi, fain. Hai, care trei uinuri, atacați-o pe Cârtițuș. Da. Eu chiar, în seara asta, chiar am fost mitic. Ordoi, menajerul țem. Fafi, mersi, fain, Fafi. Cum ești, Fafi? Acum au fost mai răcoare zilele astea două. Sau la tine au fost o calde? Cam în toată țara s-a răcorit un pic. E bine. E bine, casc, e să decapotează capul. 47, mersi, mersi. Bine, Adrian, bine. Ia zic, Denisa, că sunt oameni cu bani Nu știu mulți dacă e român sau nu, dar mulțumesc de suflet, thank you, mersi. care dau cadouri aici. Ei fac și alte Mulțumesc. lucruri, dar printre ele le place și să dea cadouri. Mersi, mersi mult. Da, exact, va fi, da. Așa ar trebui temperatura, să poți trăi omenește, nu? 40-50 de grade să fii Da, tălechinat pe da, cineva. vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Mai am doi oameni pe live. Trei. Cui zici, Vlad, că nu vezi că mai am, abia mai am câțiva oameni? Eu nu-ți mersi, eu nu-ți. N-am nicio șansă, astăzi a fost. A fost mai bine, nu era. Am avut eu o presimțire înainte, am zis că, bă, nu știu dacă mi se merită să intru. Pă bune, Vlad, pă bune. Mi-am decurs eu cel mai tare pilot. Doamne! Asta putea mâna zbările Nu mele. știu cum mai pot fi somn dacă atâtea ori am dormit. Bună, nu o să vezi, Daria, nu. Nu vrea să apară un video. Fafi, mersi, Frank, Fafi. Da, stop. Să mă mai uit o secundă pe aici, pe la clip. Trac de volan, trac de volan.
Dar sunt oameni aici care stau toată ziua live. Nimeni nu a bătut, mă, bată ce soarele Bravo, se bate, ce Ionuț! atac mi-a tras. Ionuț a vrut să ne păstrăm mâinurile, nu-i așa, Ionuț? Mulțumesc! Da, așa e Ionuț, așa, nu e așa Ionuț. Păi trebuie să Dar nu vorbesc. e așa Ionuț, Ionuț, nu? Da, stop, stop, da, stop, De stop. asta, vă rog. Bați în ceva? Da, nu, dădeam click. Gata, eu nu-ți mai vorbești. Seara faină, Fafi, te pup, mersi, fain că ai trecut pe aici. Seara faină, Fafi. Doamne ajută. Tap, 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 atingeți ecranul, atingeți ecranul. Lasă-mi Lucian, taburul. salut, Lucian, salut. Uite aici, puțin pe live. Tap, 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 tap. Top, 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 top. Am ce-și mânca o înghețată. Pagă repede înghețată în Tu bucata. unde? A, nici n-ai. No! Nu, destul de urât din partea ta. Nu am pentru că abia mi-a trecut răceala. Păi nu răcești de la înghețată, stai liniștită, niciodată. Păi nu. Nu, dar mai gâtul de la. Mamă, te ia gâtul. Ia gâtul când bei ceva rece, nu când mănânci înghețată. Că Ba înghețată nu nu. mănânci Eu muș din ea, eu nu pot să într-o fac. secundă. Eu o Când trimis ești pe rost. încălzită și bei ceva rece, mai ales dacă e sifonat, te irită și te ia gâtul. Nu, îți mersi. De unde ești, Ionuț? Dar să răcești de la înghețată foarte rar. Eu la cât de sensibilă. Bine, Lucian, bine, bine, bine. Da, stop, tap, da, stop, tap. Tap, bine, așa, tap, Din tap, atingeți Bistrița, ecranul. o nebunie. Tot îmi zicea Bubu, Denisa din Bistrița, dar nu aveam nicio legătură. Dai trandafiri. Doi trandafiri, are cineva un trandafir? Ai, Ionuț. Mulțumesc. Doi trandafiri, doi trandafiri. Mulțumesc. Hai, Ionuț. Hai, Ionuț. Da, un trandafir, are cineva? Mie mi-a ieșit. Bine, Dalia. Hai, Ionuț, să crește mâna, să crește în levă. Roșu de tu mă da pe spate. Dublu. Ah, aveți și dublu. Da. Frumos, frumos din partea voastră. Exact. Ești și m-am dat câștigător. Da, stai tu, menajerul mele. Stai liniștit, Darian. Mai sunt 8 secunde, 7, 6, 5, 4, Piu, 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 a fost apă caldă. Da. Mersi, 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 Ionuț. Bună, 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 de Andreea, bună. Ce faci, Zeus? Ambrus Mihaela, mulțumim frumos că ai fost aici atâta timp, Ce mulțumim faci, frumos, seara bună. Zeus? Seara bună, Mihaela. Ce faci, Andreea? De Andreea, bună. Da, stăpta menajere. Menajerul țelevele atacați-o pe Denisa. Are patru winuri, nu se fac așa ceva. De ce lucrezi la ora asta, măi? Că e 1:30. Pe șantier. De Andreea. Da, ce să faceva asta la o poveste cu Denisa? Ca în fiecare seară. Rutina de seară. După antrenament, puțin live. La noi e 1:30, dar totuși ce lucrezi?
E bine, cască. Aoleu, nebunie! Îți lucrezi la reprezentanță sau lucrezi la mașina ta proprie? Da, așa e, Andreea. Mai trece timpul. Mi-am pus După degeaba ce ești dracul în bucătare, orele astea de dorințe. bag haine la spălat, după aia mă uit la un film. Uite-ți ce scor, 33 la 32. Încă un punct și făceam egalitate. Eu m-am blocat. Eu nu știu, ce ai Ia, o blocat. să nebunie. Nebunie, Zeus, ce drăguț. E greu ce muncești. De asta, de Ce asta, trebuie să de faci? asta. Un punct a fost. Un punct diferență. Dar vezi, punctul ăla face diferența de multe ori în viață. Montezi Stai mașini, pe tu le faci cum o să arate viitorul Xsoft, mărturisește-ne. Da, stai, măi, stai degeaba pe live, atâtea persoane. Dar Zeu s-a dat. Tap, tap, menajele mele, tap, tap. Top, top. Nimeni. Trimite-mi și microfonul în seria 4, că nu mă supără. Și o mașină pe care mi-am luat-o a fost din Germania. Dar prostă, prostă alegere. Bine, n-am luat-o de reprezentanță, dar pe acolo a sosit ea. Că Dar n-a di avea. che è la legge? Nu è buona? Nu. Merci, Anuți. Asta? Da, lasă, că Da, cosa sei? am băgat de bani în ea de până cumpăram o mașină avion. Io cambiai a fughi e BMW, nu mai mi trebuie. O țeapă mai mare decât asta eu n-am luat în viața mea, jur. Am ce să Tot iei în viața ta că acum te-ai născut și prima mașina ta? Zici că Și prin cât ai trecut? mai am trecut Țeapă mai mare ca asta. până 20 de ani. Mersi, Zeus, Am avut mersi. peste 130 de mașini. Mai, Mai eu când ai... n-am văzut așa ceva, m-am dus din mecanic în mecanic să nu-mi zică problema de la ce dracu se aude un țâcâit la roată. Ca tot am schimbat. Ce dracu, planetar, de toate. Dacă n-am schimbat să mă bată mama, dar tot se aude, efectiv, nu știu ce dracu fi având. Ordoi, Ori ordoi, ordoi, doi. Andreea. Așa e, Andreea. Nu știu, zău, mi-aș fi dorit să fiu magician, să fac o Acum n-au ce magie. te faci dacă mașina e second. Mai târâie, mai pârâie, mai se strică. Haideți mai să facem și noi ceva. Ordoi, ordoi, Nu ordoi, ordoi. e nicio piuliță, e ceva de la un motoraș, nu știu, de atât de complicat și atâți bani au fost Motorașul de la nu noapte? N-are ce să mai de fie. rost. Noapte bună, Alina Popchie, cum noapte bună. N-are ce piuliță să fie. Ordoi, menajere, ordoi, ordoi, ordoi. Haideți mai de jurnal, n-am făcut nimic, eu nu pot să cred așa ceva. Bine, Dariale, hai, grijă cu cui un talpă la ora asta, nu știu pe unde umbli de țintră cu un talpă. Măi, de ce Nu e, Zeus, nu e o piuliță. N-are cum, pentru că acum ceva timp îmi bătea roata dreaptă pe spate. Mi s-a rezolvat problema ca prin magie că nu mai bate roata. Aia, acum îmi bate roata de pe stânga spate. Dracu, știi ce o avea? Po, lasă așa și când pică, pică, ce-o fi, o fi. Mersi, Ionuț, Adică mersi. cum ți-a ajutat Dumnezeu și nu mai e punctie? Somn ușor, Alina, somn ușor. N-are cum, că gen nu e un sunet de la o piuliță, n-ai idee cum se aude, e ca și cum ar prinde la roată, nu știu, ceva.
scoate niște zgomote foarte ciudate, ca o, nu știu ce Dar dracu. tot timpul scoate când merge sau când pui frână? E un da, adică e un da. Depinde și când pun frână uneori și când o accelerez și când merg cu aceeași viteză, n-are. Când zic că mă duc la mecanic, da, uite, jur, asta e regulă. Când zic că mă duc la mecanic cu ea, ai Nu mai pui. Ca dracu, și când merg la dentist și când ajungi acolo nu te mai nu doare. se aude nimic. Jur. Zic că nu e deja că mai bine. Da, m-am dus de astăzi mecanici, m-au chelit ăștia de bani. Mi-a luat unul 600 de lei, numai că mi-a pus niște vaselină la roate. Eu nu am mai văzut așa ceva. Eu o las așa și când mi-o pica Bun. ceva, mi-o pica, o schimba, dacă nu, să fie sănătoasă și aia e. Nu mai că abia am făcut atâtea probleme cu mașina asta, dar n-ai idee. N-are rost. De avea tot trebuit. De asta, tapuri. Hai să mai să Acum facem noi ceva, că am rămas până la ora asta. cam toate mașinile sunt problematice, că nu se mai construiesc ca pe vremuri. Da, măi, da, gândește că dacă era problema. Ce problemă? Că mă duc să mă pun un pic în living, că am amorțit pe scaun. Măi, dacă era problema aia, atunci de ce mi s-a oprit la roata de pe dreapta spate? Că nu i-am făcut nimic. Ce ți s-a oprit la roata de pe dreapta spate? Mi s-a uitat și la sabot sau ce zici tu acolo, la prostiile alea, dar nu e, nu cred. Că mi se aprinde și 4x4 mai nou în bord, de la motorașul, de la cutia de viteză, cum dracu se numește. Schimbă mașina. Ba jur că... Și n-ai saboți pe spate că tu ai plăcuții de frână, pentru că tu n-ai pe spate frâne cu Băi, tambur. ce să vezi, avem și saboți, că și tatăl meu, că numai la tiruri există saboți, dacă nu mă Nu-i înțeleg. adevărat, mă, nu-i. Sunt plăcuțe de frână, nu saboți. Saboții sunt ca la mașinile care au tambur pe spate. Da, stăpta menajerele mele. Doi Bă, trandafiri. doamna Firaș, nu știu să, nu știu, jur că mi-aș dori să fiu mecanic, să știu ce dracu, băi, dar nu. A, tu repede, ca să nu mai dai bani la mecanic, să fii tu Nu, să știu mecanic. care e problema. Lasă-mă că am dat atâția bani, m-am E, plimbat. lasă, că n-ai tu de unde să știi care e problema, că nu știu nici mecanici, Păi nu? asta zic, că m-am plimbat din mecanic, că mecanic ca și când m-aș fi dus la unul constant și niciunul nu-mi zice, bă, e de la, nu știu, de la Păi dracu n-au s-o unde ia. să știe, că mulți nu sunt pregătiți, alții nu... Sunt foarte mulți pregătiți, sunt Alții au mecanici numai foarte banii buni după care, uite, pur tine. și simplu nu știu să Ori ia. doi, ori doi, ori doi, menajeri, avem pe cineva, ori doi. Alții nu mai Hai, au banii după tine. grechinule! Da, eu, păi, eu stau degeaba, stau pe la nici măcar trandafir nu dublez. Bine, Constantin, sprinterul. Noi nu vorbim de sprinter. Bună, rechinule, bună. Mersi, Zeus, mersi. Asta noi Pur nu și simplu. discutăm de sprinter. Păi Vorbim de da. un BMW și BMW-ul nu are saboți. Ce-am zis, măi, Zeus, mi-a schimbat planetara, dar planetara mea era perfectă. Mi-am pus alta nouă, dar nu era aia cauza. Asta. Nici eu vă zic că mașina mea e un mister total, jur, nu știu. Ei, nu, mi-am luat un bot și mi-am schimbat Lasă de planetara, BMW. azi mai altă distracție. Cu ce BMW-i? Da, de Andrei, acum să nu se meargă la reprezentanță. Acolo cei mai mari proști din lume, cei mai incompetenți și cele mai mari prețuri. Duc la BMW Să nu mergi în România. la reprezentanță în viața ta. Mai mari incapabili ca ăia nu există Ai, nicăieri. și să taică-mi o crede că e din cauza că am jantele pe Rechinu, salutări, 19. Rechinu, salutări, ce faci, măi omule? Am jantele pe 19 și mașina ar trebui să aibă niște jante mai mici, 17, 18 Salutări, maxim. Rechinu, salutări. Dar eu nu cred că au vreo problemă jantele că sunt pe 19, la un X1. No, la ea cum știe, e că-s geantele pe 19. Da, stai, stai, hai mă Dar să o știu bate și eu, motură mai mare, știu șase. dracu, pe la mecanici, pe la vulcanizare, pe la ce naiba, de când am mașină, cum mă fac și eu mecanic în viitor. Am văzut, Rechinu, că ai trecut pe aici de vreo 10 ori.
Stai că mi-a zis aici, Paulică, care este Am văzut că problema? tot ai scroll. Da, Stai s-a tăiat și că bate-ți-o ce careva absurd. că... Îmi bate ceva la roata de pe Am șase spatele mâini, mașinii, ok, nu știu, da? face un țâcăit Hai, și mă, nu că știu tu care e dăm problema. mâini, ok, mâini. Șase mâini. Da, are chinte, am văzut, dar eu nu stric după oameni niciodată. Apoi, vin în România Dacă omul și vrea să salute, salute, fă-mi și dacă nu, mie eu mașina, te rog frumos, că lasă m-am plăci plictisit că să pe dau tine bani m-am la prețul, toate știi? serviciurile. Mie nu-mi place să stric când intră lumea, că ăștia când intră lumea și salută, salut, salut. Păi da, tu poate ai treabă și te vrei să treci, apoi eu te salut degeaba. Dar cine vrea să rămână un pic pe live, te salută. Nu știu ce să zic, am Dacă n-am pus speranță. telefonul un pic în Am jos ăsta. speranță la un mecanic, mi-a propus să fac ceva, Las că te doar că o măriți să cu un dureze mecanic puțin și... pentru că n-am timp acum Te măriți cu și un aștept să mecanic văd și te dacă are dreptate salvează. omul respectiv, că s-ar putea să aibă dreptate. Se auzi, mersi. No, ăla-i scur. Mersi, fain, cine m-a ajutat, mersi. Măi, dar n-am făcut-o inimii, era o No, coroniță deci am luat inimii. șase win-uri cu nimic. Da, pe bune. Uite, mă, Daniel, Dani, uite aici numele tău, Dani. Mulțumim frumos, Dani. Da, stop, stop, da, stop, stop, clanul menajerilor. Mi-am pus degeaba dragonul ăla la lista de dorințe zău. Stai liniștit, Andreea. Gabi, mersi, fai, mersi pentru trandafir, mulțumesc frumos. Mai bubu, te ajută să vezi faza amuzantă că ai nevoie de mașină din zi de zi dacă ieși să te duci dintr-un Da, loc în normal că ai, altul. că de-aia ți-ai cumpărat-o. Nu. Și când începe să se audă țâcăitul ăla, mai nu zici că cu căruța așa, mă, simt rușine să mă uit pe stradă, să uită față că se uită lumea la mine. Și mașina n-are absolut nimic, gen, nu poți să zici că e lovită, că nu știu, că nu Nu mi-aș... trebuie să fie lovită, că... Nu știu, gen, să zic, nu știu, să așa, ai un căcat de care efectiv nu pot să-mi dau seama și eu. Sunt mașini foarte bune, știu că sunt, dar depinde cine a fost proprietar înainte, că dacă omul respectiv n-a știut să aibă grijă și a băgat picioarele în ea mașină, îți iei o mare țeapă, cum mi-am luat eu, că sunt sigură că asta s-a întâmplat. Am luat-o Da, efectiv, Andreea, bine zici. sunt Da, stop, stop, da, sigură, stop, doi trandafiri. cârpită, cam de când Mersi, am fain, luat-o, mersi, am fain, băgat mersi, fain, banii în ea de Andreea, m-a mersi. luat capul. Raul, salut, Raul. Paulică, mersi. Se aude constant tot timpul? Nu, nu se aude constant tot timpul. Are momente când se aude ba la accelerare, ba la frânare, ba la un mers constant. Nu știu să vă zic exact. Ori doi, ori doi. Poate n-ai o rotă, umbli numai în trei roți. Trei tran... auzi, Doamne, nu știu ce vorbesc, dublu. Raul din Cluj n-a pucat. Da, stop, stop, menajerele mele, da, stop, stop. Tap, tap, băi, ori doi, ori doi, ori doi, ori doi, mă, nu bate nimeni, mă. Oh, aleu. Dar nu mă lasă sufletul, nu mă lasă că zic, hai că mai bag acum, nu știu, 20 de milioane se rezolvă, de unde, că toată lună iară mi-apare ceva, hai că mai bag iară, nu știu, 500 de lei. Da, pe mașini din astea în care mai bași banii de o mașină, vin eu. Dar nu mă lasă sufletul asta, cer să zic. Atunci o să te lase buzunarul la un moment dat. Da, stai, stai. Nu Dragă, există așa ceva la mașină, nu mă lasă sufletul. jur, mi-e mult prea dragă Păi, mașina asta. da, îmi place. Vă îmi plac oamenii care se îndrăgostesc de mașini. Cum nu? Eu așa le-am vândut toate, ți-am Au zis. și de suflet. Da, și eu am avut 130 de suflete, erau toate. Eu așa vânt, le fac, eu nu mă atașez de mașini. Da, dar e faza că atâția bani am băgat în ea încât nu mai vine să dau că cine am băgat la... Păi da, că ți-e frică că iei alta și te apuceară de băga bani în ea. Jur! Cătălin Soare, ce faci, mă, omule? Hei, hei! Cătăline, Cătăline! Mai da, am aici băieți o grămadă pe live, dar nu mi-ar da unul ceva să câștig și eu, să am și eu puncte. Apoi oameni poți să ai, nu trebuie să-ți dea ochi în amore, așa am înțeles, Raul. De asta pe Mama menajele mele. mi-a zis să nu fii așa dragă, să nu mai fii așa dragă mașina, că de-aia n-am parte de ea. Nu, nici de asta nu există. Și nu știu, parcă Să nu-ți atrag fie grijă dragă cumva. mașina că n-ai parte de ea. Atunci o urăști eu, când treci pe lângă ea, dă-i un șpiț. Da, zis de multe ori că e o rancă așa spartat.
Da, stop, stop, da, stop, stop, da, stop, stop, menajere. Eu nici un ambalaj nu pot să las în mașină, că mă doare sufletul, bagă-l de pe creier. Păi nu, să vede că ești la început de viață și prima mașină și... Păi, de normal, prima dragoste. Da, și eu am avut prima mașină pe vremuri. Doamne, ce mașină! Suntem la service acum, pe bune, service sunt de pe TikTok, așa trebuie să-mi trebuie. Dați-o 1300. De asta tot. Ai, 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 Eu ai, 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 ai,
Ca să te amenajezi Nu ruțele știu. mele. Tot am sperat că nu mai am nimic. Când începe, mă ia capul. Zău, zici că îmi dă cineva cu palma în cap. Stau, zău, nu vezi. Nu mai știu, Alexandru, Păi ce da, dar cu... uite că dacă nu fac puncte, nu mai repar mașina. Nu cred că am șters niciun video, Alexandru, nu mai știu. Nu, nu stau în București. E bun, Andreea. Nici măcar accent de bucureștean că nu am. Vezi, Alea, cu jucau fi... Nu știu, toate au un Alexandru. rost în viață. Dacă... Dar n-am Din mai șters Brașov de mult sunt. ceva. Cred că le-am băgat la privat sau ceva. Da, hai că ați știut amândoi. Ba la Sibiu, ba la București, la Brașov stau. De asta tap, de asta tap. Paulică, tu ai încărcat un train de fir ca să mi-l dai mie la provocare de viteză că Avansă aveai. de ea, nu-i bai, că am eu. Aveai levelul dezactivat. Am eu permisul de ea de 29 de ani. De unde? Din Brașov? N-ai zis Exact cum. acum, exact acum, da, mă. Exact acum am făcut 29 de ani când am permisul. Păi din Sibiu știam și eu că ești, mă gândeam că În ți-ai schimbat iulie l-am luat, domiciliu. în iulie 94. Am înțeles. Treceam după clasa 11 pe 12. Poate era și eu noroc să mă ajute cineva. Tap, Bun. tap, 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 Adrian, salutări, Adrian. Am fost în concediu. Unde să-l schimb? Gen că ești din Brașov, mă gândeam că l-ai schimbat, că ai zis că de acolo ești tu. Și nu mă știu că dar ai la cap ceva. Am înțeles, Andreea. No, pe acum lasă că te obișnuiești și tot mai curajos o să fii, că așa e, totul e treptat în viață, nu poți dintr-o dată să fii Superman. Adică, cu ce? Cu ce, Bubu? Cu condusul, îi ziceam la Andreea, că a zis că nu are permis aproape de un an, îl are și a zis că are frică de condus, că să miră câteodată că conduce. Și am zis că să aibă răbdare, că deprinderile astea le Și dobândești urziceniu cu ăla pe timpul. unde? Adrian, 47 de ani am. Da, de unde ziua? A, păi și eu ziceam că nu, că eu nu dau de permis, că mie nu-mi trebuie permis. Până l-am luat din prima, după îmi plăcea, numai cu mașina venea să stau. După am stat un an Da, dar bătuță când am avut mașina mea, dar și când am luat-o. Parcatorul l-am scos din parcare de acolo, o bordura am luat-o forță, tot ce putea să fac, că nu, eram la început. Adrian. La fel îți doresc, Adrian, și la toată lumea. Nu știu, că depinde, că uite, e urzicine și la Bacău. Oh, vai. Doi trandafiri. Doi trandafiri verajere. Doi alu, mi sa. Nu știu, Păi n-am am mai... un somn, în fiecare zi un somn. Cu cât o vând, păi am dat 13.400 pe ea. Dar nimic nu-i de Nisan. S-o vând din 2013, da, septembrie 2013. E bună, nu? Și chiar După... e bună, adică are o grămadă de calități mașina. Na, și caracter, și Dumnezeu, personalitate. 12. Păi eu am mai băgat vreo 3 mini, aproape 4. Unde Aia dracu nu sunt contează când o 12? vinzi câți bani ai băgat în ea.
O, ba da, nu pot, mai Păi nu degrabă. contează, contează numai valoarea mașinilor actuale, nu cât ai Păi, dar băgat în ea. nu, eu nu găsești mașină de asta la 12. Ah, păi nu, da, la 13 sau la cât să vând. Măcar banii să-i scos. Nu că eu dacă o vând vreau să mai pun să-mi iau altceva peste și de 12.000, apoi trebuie să mai fac încă vreo 3.000-4.000 să-mi iau altceva peste. De unde naiba atâta? N-a Că... mai fost de mult Darian în Baia Mare, de mulți ani. Dacă aș vinde-o pe la 13-14, da, așa, da, dar la 12 în niciun caz. Da, uite că e făcut, am băgat banii în ea, acum doar chestia asta ce mai e, A, bine, Andreea, tu ce la mașină ai? care cred că am găsit o rezolvare. Adică nu e ca și când eu am plătit. E aia care nu s-o strica niciodată. Ce mașină e? În ce mod ai? Am Ce? înțeles. Da, ei, lasă. Da, asta pe amenajele mele. Măi, nene, dar eu stau degeaba. Eu Zeu, salutări mai Zeu. stau până la fix. Mercedes. Mai stau 3 minute și am ieșit. Bene. E bun, Zeu. La săptămâna gelă mele. E, nu, că nu sunt nici atât de absurdă să cer atâția bani pe ea. E bun, Andreea. Da, săptămâna. Eu am zis, în mașina e perfectă, gen, are schimbat absolut aproape orice. Că orice avea, orice s-a întâmplat, am schimbat și am pus. E doar o chestie în care pur și simplu, nu e ca și când îi pică motorul după aia sau eu mai știu eu ce, Doamne iartă-mă. Că nu e. Dacă era așa, n-avea rost. E pică vopseaua atâta ță de vechi. Nici atâta. Ma pe Doamne, noi nu așa, Andreea, că trebuie și ceva îmi plac confort. audiurile, poți să-mi dai și ultimul model de Audi, nu-mi place, Doamne, ferească mă sfânt. Nu-ți place? Audi. Ia, tu, dar de ce nu-ți place Nu, Audi? știu, pur și simplu, nu mi se pare pe gust. Oh! Stai să ai un A8, să vezi după aia să te Nu, mai auzi. jur, pot să am și ultimul model de Audi, nu pot, nu, mi-e trebuie BMW, BMW-ul e viața mea. Ferească bunul Dumnezeu și Și tu ai îndurat-o vreun Dumnezeu, bunul mie îmi tău. trebuie BMW. Sunt Gata, trădis familia. parcă aveți înrădăcinat așa din popor. Păi chiar e din familie boala asta cu BMW-urile. BMW luați-vă atunci, ce să vă zic? Și băgați-vă toți banii în reparații. Da, sunt frumoase, dar știi ce tot ce îmi plac la ele, efectiv, sunt semnalizările atâta de la modelele noi care fac aici. Și pe ecranele dinăuntru, atât, nimic. Nu știu, nu mi se par Doi mașini. trandafiri. Pentru mine nu merge. Să conduci un A8 și după aia să-mi zici, bubule, nu-mi place. Am condus un Q8 și să știi că nu m-a impresionat. Dar de ce nu te-ai impresionat? Că pur și simplu nu m-a impresionat, n-are stabilitate, nu știu, noi. A, că ai simțit tu că n-are stabilitate. Da, pe Q8-ul Jeep ăstea, nu-ți de viteză sau să intri Dar în nu curbe trebuie pe... viteză, că doar nu-mi face liniuțe prin oraș, ce dracu, Doamne iartă. Nu trebuie mașina să mă simt Nu. safe în ea și Păi să mă... dacă în Q8 nu te simți safe și te Păi simți da, în... m-aș simți, dar nu-mi place mie ca mașina. Audi-urile, nu știu, nu-mi plac, sunt oribile. Sunt oribile? No, doamne, BMW, Din punctul meu de vedere, BMW e pe primul loc. mă, nu știu ce aveți cu BMW. Eu am avut și BMW-uri și...
Da, BMW așa e prea împământenit la români. Eu vreau BMW, vreau BMW. Voi vreți cu orice preț BMW, dar nu știu de ce, parcă vă băga cineva în creier BMW-ul ăla. Ce Bună. mașină ai? BMW. Dar să, serios, BMW am. Bă, Cum tu zicea ce? sora mea, BMW, am BMW. Tu ce mașină ai? Ferrari. Ah, ești fraier, eu am BMW. A, tu numai Ferrari? Pai Lamborghini Urus? Oh, dă-l în lume. BMW am. Cutia automată, nu mai știu să o conduc manuală. Adică probabil aș ști, dar cred că aș face mai multe probleme. N-am mai pus picior într-o mașină manuală de un an de zile, nu mai De știu. când ți-ai luat permisul? Da, exact. Nu, am mai condus și după, am mai condus și după. Ăla-i, tu zici că ești născută deodată cu mine. N-am mai pus mâna și piciorul Păi într-o da, mai de mașină? atâtea ani de zile, efectiv, Păi uiți. ce, nu uiți nimica. Eu am permis de 29 de ani de profesionist. Nu uiți nimica. Am condus vreo 6 ani Da, mai bine nu mă pun la într-una controle numai că cutie vorbim automată, de te urci pe manuală, iară conduci ca la început. Nu există să uiți. Nu există așa ceva. E ca mersul pe bicicletă. Nu uiți să conduci. Mai ales prin oraș. Prin oraș mă rog, o manuală, cred că mai bine m-aș duce dracu cu vreo trotinetă ceva. La fel, Andreea. Da, Da, stăptăm. și eu două meciuri și am ieșit că am stat degeaba. M-am bârfit doar. Stai așa să îi dăm drumul la meci. Da, stăptăm clanul menajerilor. Nu știu, stai să-i scriu la Ana, să văd eu mai stau, faci pe live. Ma că trebuie să las un pic telefonul cumva, ca să... Raza un pic telefonul așa. Bine. O secundă, nu o să mă vedeți, nu mă părăsiți. Stai că pica telefonul. Însă aici nu mă părăsiți, nu m-am eu leșinat telefonul. Ăla se scriu la mea. Stai acolo și vorbește cu perna. O secundă numai că i-am scris la Ana și... Poate să arăt pe mine, că eu sunt credincios, ai văzut și Da, cel mai păcătos om să arăte Iisus. Uite așa. Faci mai Paulică, încă tot pe live la mine ești. Gata, gata, am revenit, scuze. Numai i-am scris la Ana. Ah. Nu mai joc două, trei. Acum am văzut mesajul. Bine, bine, spor la condus. Mai joc două, trei meciuri cu Ana și după aia văd eu ce mai meșteresc. Mă duc și îmi bag hainele la Da, nu spălat. am văzut mesaj, nu. Aia după ce Dumnezeu a venit aici, că nu știu. Umblu și eu ca o găină bată pe în casă. Serios, că nu știu Care după ce am venit. viziteză. Poate Da, face și eu ceva în ultimul meci. după Oricum, telecomanda de la Andreea aerocondiționat, mai fie. am venit și nici nu mi-am dat seama. Tu le ce tu, eu și Doamne. Trei trandafiri. De unde naiba că mai am 5 oameni pe live? Vorbește frumos, Darian. Cine? Amaru, mersi, încă doi trandafiri. Cine zici că îs? Taxu. Tatsu? Taxu. Ah, pe da nu, dar o întrebat urât, nu-mi Măi, place. Amaru, nu știu dacă ești român sau nu, dar numai tu mi-ai dat trandafiri. Da, stop, stop, da, stop, stop, da, stop, stop. Degeaba dai, bubule, că nu mai ai trebuia unul de la Acum cine. eu n-am nimeni să știu că mă agit pe acei, ba cu un telefon, ba cu altul, ba să-mi pornesc aerul Asta condiționat. este.
Oricum n-a mers bine, așa că nu mai fac oricum speranțe. Da, stăpta menajerile mele, da, stăpta, atingeți ecranul, vă rog. Bine, mai am oricum 3 oameni. Tap, 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 tap. Hai că mai avem un match fără ăsta. Da. Poate intră cineva, îți dă doi TikTok și univers Am și... mai adus un MFC de tap tap, da, 3 TikTok îmi dă. Un dragon de ăsta. Ia, hai să mai pun o dată aici, jos. Să-l vadă lumea. Pune-l, mă, să vadă lumea. 5 persoane. Oare ce am făcut cu ăsta la alt telefon, că nu-mi dau seama. Da, stop, stop, menajele mele, da, stop, 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 stop. Să vezi și să nu crezi. Paul, mersi, fain, Paul. Mersi mult. Ți se pare, Andreea, ți se pare, ți se pare. Ami Mar, Darko, nu, dar nu mulțumim frumos, Ami vorbești. Darko, Are mulțumim, Romanian ornat. mulțumim. Ami Darko, mulțumim. O, oh, leu, ce de trandafiri. Doamne, mersi, fain, Ami. Mersi, mersi, mersi. Andreea, no. Specific, no. Nai. O zis Andreea că ești drăgălașă și eu am zis, ți se pare de ea. Și Andreea și au zis, no. Mersi, mersi, Ami. Ami Darko. Mulțumim frumos. Mulțumim, 100 de trei. Uite-te, mă, 100 de puncte. Ești în pericol de Nisa. Da, păi de cine dracu să vă de la ora asta? Uite de acolo sus, la scor. Puternici suntem, domne. Tap, tap, menajere și snipe. Omnie mi telecomanda. Mi-am dat un pic drumul la el, dar e bagă asta un frig, e crești pinguini aici. Ce mă, ce râzi, mă, iară? Cum? Revinos, Denisa, ce ai pățit? Zice tu. De ce am zis eu? Așa. Vezi că a venit Daria la mine. Mi-a dat și follow. De ce ai zis tu cu pinguini? Ce frega ce crești pinguini? Păi da, așa frig bagă aerul ăsta de pot să am colonie de pinguini aici. Ai mai zis tu odată ceva? M-am râs Da, doar. tu ai făcut criză de râs când le-am zis la analfabeți că i-aș duce pătăți cu forța la școală în șir indian și tu ți-ai imaginat, știi? N-ai mai putut, atunci ai făcut criză de râs. Bună, să că iar Îți imaginai în șir indian pătăți cum intră în clase? Doamne. Alexi, mulțumim frumos pentru urmărire, Alexi. Mă, dai stăpta, măi, nu mai stați degeaba. Da, de asta ta menajere, de asta ta, uite aici. Top, top, Doamne, ce-mi menajere. să râd. Top, top. Am doar 3 oameni pe live, vrei să tu stați Top, top. și... Bat, mă, tot pe mine, bată ce soarele. Te-am mutat de pe mine, iară mă. Și că suntem dușmani, așa te Măi, copile, vezi că nu-ți permit ca Bubu să stai aici să comentezi și să vorbești aiurea. Ce voi caută pe acolo? Nu Sunt pe la știu ce facultate. să-l aduc pe Unde? N-am înțeles nimic ce ai zis. Un cuvânt n-am înțeles, Denisa. Nu știu să ce o caut tu pe aici. Mai încă 2 trandafiri. Trei trandafiri, nu auzi, vă să Dar ce o scris copilul? Că nu, dar ce faceți? Încă unul. Un trandafir, da? Amândoi facem doi din trei. Un trandafir, menajerele mele, un trandafir.
ce bine râde și Andreea. Un trandafir. Am nicris să doresc că sunt obozită, nu de altă. Da, stop, stop. Menajeruțele mele, da, stop, stop, trebuie să-mi pun telefonul. Buni. Măi, Dariene, dar tu nu trebuia să dormi la ora asta, că pe mine mămica mă bătia dacă nu dormi la ora. Da, atât asta zici că e părăsit, e soartă. Ora asta e lilai. Buni. Dar seara faci criză de râs tu. Da, stop, stop. Am și cum uitează pe tine noi, bine de voi. De da, mă, dar aia m-am mirat și eu cu Oscar de vreo 13 ani și tot îmi povestea cum lucru el pe șantier. Doamne, că nu mai pot. E bun, Andreea, e rămas fără trandafiri, Andreea. Măi, da, măi, de aia nu-l trebuie să dai la copil telefon, că uite. Auzi, păi, la lucru să fac, bă, dacă ți-am zis că la 13 ani tu nu la lucru trebuie să-i gândești. Dar la 13 ani trebuie să-i gândești cum să înveți ceva, nu la lucru. La lucru să fac banii, dar toate la timpul lor. Tu n-ai vârsta pentru stat pe șantier. Că atunci o să te prindă 20 de ani și tot așa o să scrii. Nu mai pot. Ia uite, îmi dau tap-tapuri singură, nu mai pot. Bun, da-mi... Dariana. Nu știu brațe, cât am râs. Da, 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 de Andreea. Râde Denisa de nu mai poate. Măi, nu râd eu, dar și când mă apucă, vă leu. Doamne, veri. Nu fă la spama la mamaie, ce? O fă la sapă la mamaie, i-o dat 1000 de lei. Îți traduc eu, că deja m-am obișnuit cu el de atâtea zile. O dat 1000 de lei, aoleu, eu zic că e confeg, sincer. Eu citesc pe între rânduri, știi, nu mă uit la fiecare literă și îmi dau seama ce-o scris. Doamne! Mă bine, Denisa, te pup, seară faină, să ne vedem. La fel, la fel. Ciao, 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 ciao. Te să vedem, Ana. Ne așteaptă, Ana. Andrei, mersi, fain, Andrei, 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 Andrei. Stai să vedem aici, pe Ana, unde ești, Ana? Oare a apăsat pe ceva, Ana? Ce s-a întâmplat? Cred că apăsam deodată amândoi. Da, da, cred că dacă mi-l venea la respins. Da, și mie, tot respins îmi dădeai. Păi stau pe Dariana autocorectorul, lasă-l. Nu mai intrate și pe... Alesia, dar n-avem un patru cu cine să ne jucăm. Da, stop, stop, da, stop, stop, stai să vedem, avem pe cineva, pe ce? Oh, un pic să mă uit la... Ah, stai o secundă, dar unde e Alesia? E aici. Îi cheamă-o dacă vrei, stăm un pic la povești, poate găsim pe-al patrulea. Că nici eu nu știu cât rezist. Știu, dar... Da, bună seara, domnișoara Alesia. Trăiți. Tu ești cu muzica în halul ăsta, bloc, lor, Alesia. A, eram gata să încarc. Ce să încarci? Telefonul. În jurăturile? Laurit! Are muzica, nu? Alesia. A, la Alesia. Dar nu e Manea, e Irina Rimeș. Dar nu o să zic, e Manea, doamne, am zis ceva. Na. Doamne, mai aveți pe cineva? Elvis n-am. Nu știu, stai să vedem. Ia. Ministrul Educației? Ce aveți, mă? Eu n-am. Nici eu n-am, nici eu n-am. Mă bag pe micuța, mica. Micuța o am bine, și bine, eu, dar... Bine, bine, hai, Andreea, dacă poți, hai. Ea nu intră în preintră nici în 2, dar în 4. Bună, bună. Auzi tu, mă, atâta șmecherie!
o procurire grini suntem în toată. Să te facem pe la toate. Păi și am înțeles. Și ce vrea să fac că nu ai uitat de ziua mea, că nu apreciez? Ce vrea să spun? Beam, Costin, deci fii atent. În primul rând că n-ai mai intrat la mine de foarte mult timp. Cred că te-a uitat Dumnezeu la club. N-ai fă nimeni bubub acolo. Și în al doilea rând, am constatat că nu mai am, că am băut-o în seara aia, Ana, când am stat noi în gazdă la tine, am uitat că am băut-o, dacă nu m-am uitat după ea în frigider, zic, unde e berea? Bună, frumoși, dar ce faceți? Bună! Bună! Ana, Alessia, ce faceți, frumoaselor? Bine, bine. Am dor de tine, tu ce faci? Bubu, tu ești cu mine, da? Dumnezeu, că te mă concentram ce ursuleț are în spate. Da, păi, are cine să mă țină în brațe, simțeam nevoia. Da, e aplicație din aia, eu era... Am avut nevoie de afectivitate în seara asta mai mult decât... Ai venit să rătie, tine, ai venit la fix. A, ce faci, Alessia, partenera de luptă? Alessia, iubita, tu ce faci? Când pleci la mare? Nu știu, long story. Aoleu, Alessia, sper că n-ai schimbat planurile. Se amână sau ce? Nu, dar nu știu cu cine să plec. Păi nu, iubita, eu ziceam pentru... Păi acolo mă duc, dar... Aoleu, înseamnă că ai mai multe oferte, să zic așa? Prea multe. Acum nu vezi? Ana, ești pronzată undeva. Hai să povestim pe doi, Ana. Pronzată, eu m-am ars un pic pe aici și pe spate. Așa, mă, la 24 de ani să înghesuie lumea. Nu mai la plajă. E că mi-a trecut viața bunica, nu mai zice. Eu, ce dracu să mai zic, nu mă încadrez nicăieri. Tu chiar, tu ești pe nicăieri. Ana, dar ești în Brașov? Nu mai mă încadrez nicăieri eu. Da, da, stai acasă. N-ai fost la mare? Că și tu păr pronzată. Pupici, Cristi. A fost, e. A fost la numai de 3 ori vara asta și s-o plâns aseară, toată seara. N-a numai 3 vacanțe am făcut vara asta. Da, și eu 2 la mare. Atât am plecat vara asta. Da. Maria, tu am văzut că ai în Italia din nou? Da. Eu am, da, puteam să plec și în Viena zilele astea. Bine, Cristi, somn ușor. Dar, da. Mulțumesc. 4 trandafiri. Thank you. O să facem rezervă viața, deocamdată mai stau puțin. Asta e că eu-s dincolo, Doamne, iartă-mă, eu-s Lana. Sunt într-un moment de incertitudine, așa, nu știu. Bizu, bizu, dragii mei, mulțumesc. Am nevoie, Ana, să mă îndrăgostesc. Da. Doamne, îți dau da. De la mine. Am cât. Da, Alessia, și tu. Alessia, ești îndrăgostită, adică? Nu sunt îndrăgostită. Păi nu, că așa pretendenții am tot întâlnit în săptămânile astea și... Eu sunt sufocată. Ana, tu ce faci, Ana? Doar că toți vroiau sex. Deci eu am rămas șocată. La mine nu se poate. Cine Dumnezeu vrea sex? Băi, deci eu n-am întâlnit așa ceva... Deci toți băieți mișto, ok, la la la, dar îmi dădeam seama de la primul date, din prima întâlnire, că duceau acolo. Adică, și eu le spuneam direct din start. Știi ăla care m-a agățat în club atunci, Alessia? Demi, da, ce faci, bă, Demi? Familiar, mișto, stăm pe Demi, mai som. Singur, nensurat, fără copii, fără așa. Îi zic să știi că dacă vrei sex în seara asta... cu mine, nu o să ai și nici mâine și nu deja și niciodată. Sex este exclus. Zi, eu m-am cusut. Cu cine să-mi o trag? De tras e cel mai simplu lucru din lume. Și da, aia de 100 de kilograme și ăla care are 2 case sau e analfabet și are negru sub unghii, toți pot să-și o tragă. Da, clar. Cu animalele, cu oricine, oriunde, oricând. Demi, ce faci, Demi? Zic, eu îmi caut, eu vreau o relație stabilă. Zic, dacă ai timp să mă cunoști, să vrei, să răbdare, să mă curtezi, da. Dacă nu, deci să știi că sex nu. Și le-am spus asta la toți care s-au dat la mine și toți cu care m-am întâlnit. Toți au dispărut. Au renunțat. Exact, au renunțat. Și am zis, da, au renunțat la viața și la deci eu sunt convinsă că dacă aș fi ajuns să cedez și să am relații intime, așa, din prima
Da, ar fi fost asta ce a treia. doar acolo. Probabil că din 10, cu unul din ei tot aș fi ajuns să am o relație stabilă. Aoleu. Că e clar că totul se pleacă de la sex, că și eu înainte eram la fel. Nici eu nu stăteam să pierd timpul. Și eu ziceam, da, frate, hai, bă, viața e frumoasă. Tu l-ai, doamne, eu ce tăcut ești aici. Relație stabilă, mișto de și asta ta, plecate de la asta ta, hai să le batem. Chestie de genul ăsta. Yeah, bă, de acum nu mai, gata, deci nu mai hai, am... Hai, bă, cu cel mai slab după live, de asta am răbdare de... Eu sunt, uite, tu nici e, nu mai vreau să ajută, eu stau să... sunt cu trei. Îi încerc pe toți, acum știi? Pe patru, pe doi. Nu mai încerc bună, pe bună, nimeni, bună, gata. Am trecut de încercare. Deci la mine e invers, la mine toți vor relație. Îmi scriu în fiecare zi de 3 ori pe zi, eu le dau sinei, tot îmi scriu. Se roagă de mine să mă scoată la cafea. Oh, la deserturi, la chestii, da, la dar crede-mă, Alexia, este o iluzie. Snipe, snipe, tot, snipe. Tot la sex se gândesc, tot acolo ce vor să ajungă. Oh, Costine. Claudia, mulțumesc cei mult din pentru urmă invitația. Vor fi cei din tâi. Crede-mă, iubita, că tot acolo vor să puncteze. Doar că ai tăi sunt mai șmecheri. Știți, de ăștia mai micuți, cred că și tu ești mai micuță. Și da, mă, și pe mine să stau cu că eu întâlnesc ăștia de vârsta mea, în tronsonul meu și ăștia nu mai au răbdare. Mă, știi pe mine să stau cu ăștia micuți, Maria? Ai uitat? Dar râde, Ana. Pe da, bătrâni. Da, ai dreptate și tu, acum că îmi zici. Așa e, nu e. Da, asta, da, asta, și știi că s-a întors, am și ieșit cu el, m-a și sunat și astăzi. Paolo, sunteți iar together, așa? Nu, nu, nu. Mănâncă. Nu together. Mănâncă mișareta. Alesia, tu faci da, ceva și iar ești în depresie. Da, ai zâmbetul ăsta. Da, da, Alesia, mă, înțeleg eu de ce ești cauți, așa fericită, măi, fata așa mea. Ceva, mea. Sunt fericită că îmi dau seama că întotdeauna se întorc. Ah, fi sigur de asta. Totdeauna de aici. David, m-a lăsat să plec. Nu, n-are treabă cu el, că nu e un de treabă. Nicio auzi tu, mă, că e fericită că se întorc. Nu l-a interesat unde mă duc, dacă am unde să dorm, dacă am un ban, dacă nimic. Că le-ar mai da șansă. După care, 2 luni mai târziu, plângea prin București. Băbule, eu! Un an de mine a stat și plânge și acum la telefon că... Atea șanse le dau să-ți întorc. Adică nu, mă, eu sunt fericită că am început să merg treaba la muncă de aia, nu că, că începe să sune telefonul, cum apropii de tranzacții, nu de... E capul meu, ce viață activă. Mesaje pe Instagram de la băieți sau pe orice rețea o să am mereu. Eu sunt fericită că a început să meargă treaba și simt că mă apropii de o tranzacție. De azi fericită, banii. Să vină banii. Lasă-mă, adică ce tranzacție? Că nu înțeleg. Păi nu asta ne bate. Nu mai combina Demi că eu sunt surat. O viață. A, știu, știu asta, dar nu înțelegeam legătura cu el. Nu, de azi fericită. Sunt mai bine. Aia am zis și eu mai înainte. Da, stop, stop, da, stop, stop, clanul meu. Bravo, bravo. A, ești bine că așa, da. Bună, Nicule. Da, stop, stop, că ne umflă aici. Alesia, Alesia, e divină că le mai dă așa. Mohamed, mersi pentru urmărire, mulțumesc. Am 3 puncte am, uite. Nici tap, tap. Eu am 324, vezi dacă sunt surat. Hai, Maria, hai, Maria, să-i banatem. A, deci eu ți-am spus, primesc mai multe puncte, cum ar veni să te despacă? Păi, insurații mai stabili, eu am o relație de 22 de ani. Poți să te divorțeze, zic eu, că de-aia îți dau puncte. Vor să mă divorțeze pe mie după 22 de ani de relație? Mă, e greu ce are? Au divorțat alții și la 90 de ani. Am un mersi fain. Tot de divorț vorbiți și aici. Cum a făcut, cum a dat-o, n-a scăpat. Tot mai o viață înainte. Ce m-am întunecat așa? Deci mi se pun aprecierile, că nu înțeleg. Nu știu ce... A, cum, anima, iar, ăsta-i nimic. Stai, că nu-mi dați ideea ce să se pună. Telefonul mă apără, știi? Că de-aia m-am întunecat ca să nu sară fanii pe mine. Trec. Așa, Alicia, nu mai te comenta. E bun, Demi, bun. Să scriu mesaje. Tap, 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 hai mă să-i bat. Deci ai găsit-o. Lasă, nu mai îmi scrieți. Deci ăsta de pe Instagram, de așa... Voi ia numărul de telefon să-mi scrie și pe WhatsApp după ce că îmi scrie pe Instagram de 5 ori pe zi. Am zis, lasă că ajunge acolo, nu mai îți dau și numărul. Mă mai vezi activă și acolo nu mai scap. Mi-a zis Alexia care vrea mult că-mi dă și mie din ei.
Că nu știi mai ce fac? Știi ce fac? Îmi pun la descriere pe Instagram, da, LGBTQ. Să vezi tu după aia ce susținerea pe TikTok, că nu mai joc pe nimeni. Îmi pun de alea, Pride, curcube. Da, stai să vezi tu după aia, acum ai 300 pe live și e bas pe toți. Auzi, dar eu aveam o curea la Apple Watch cu pe Telegram, bine, și mă întrebau ăștia în comentarii, ești lesbi? Zic, bă, da, curcubeul ăsta a ajuns să fie numai a, da, la partea numai comunității. Pe și când iasă, pe cer? Nu mai putem cura de curcubeul. Natura e lesbi. Da. Nu mai pot ieși nici pe cer. Da, l-au luat, gata. Stoian, te salutăm, Stoian. Ce de oameni am pe la Da, stop, Stoian, mulțumim. Ce faci, Cristi? Iar nu zici nimic. Și abia mă părăsești. Noapte bună, rog, scobă. Noapte bună. Tăzi, eu părăsit. Adrian, mulțumesc pentru urmărire. De miune ești, aveam să beau ceva în seara asta, că am terminat cu apartamentele alea, am sunat la 15 apartamente, cred. Și ai băut ceva, Alessia? N-ai nu, voiam o bere, știam că m-am o bere și am uitat că am băut-o. Hai la bine, am șampanie. Am că niște, la două sticle de vin, niște whisky și mai am, nu, romie. Crezi că lii de supărare că... Și niște pălincă. L-au fentat ăștia la bursă. Nu te poate separa. Pălincă ai, Alessia? Da, am pălincă. Cine bea pălincă? De ce ai pălincă în casă? Eu beau pălincă. Și eu am pălincă în casă. E totul ăsta mică noastră. Păi da, ia. Am pălincă, totdeauna am în casă, cum să nu? Și eu am. Prin curs, Nicule. Poate vine mama în vizită și e un par. Hai, de ce călit să fii super. Da, merge. Înainte de masă, merge și după. Merge. În timp ești legat emoțional de... Bă, tu ăla, ce de zici? Te-ai cu șprițul sau nu mai trăiești... Hai tu viața ta, Alessia, foarte complicată. Nu te mai bucuri. Asta la Alessia, numai mesaje. Băi, deci eu când o să am nepoți, nu o să mai plece de la mine la câte am să le povestesc. Dădeai bumul bumului și făceai super mega mulți bani, băgai și aici în TikTok și mă ajutai și pe mine pe TikTok mai... Power, așa, știu asta, dar lasă că o să-ți ajute Dumnezeu, o să fii acolo. Demi, pe unde ai umblat, Demi? Pe ce live ai umblat, Demi? Da, Călin. La săptămâne. Și să vrei să spun că te înțeleg, dar nu prea înțeleg, pentru că n-am... Mă, eu am 0 puncte, mă, de asta am 18 oameni. Eu am 3, băieții la mine nu știu ce fac. Ei, Demi, că, bă, bărbați ăștia, n-ai văzut așa ceva? E cu Costine, ce faci, măi? Măi, băiete, mă! Să avem 27 de puncte, Nicule, faci ravagii! Mersi, fain, am primit ăla lui Leon, tortul lui Leon. Oh my God, ce vă mai dați, mă? Vă pe Leon, nu vreau tortul. Iau, tu direct pe Leon îl vrei. Eu rup pe măsa lui Leon. Bagă o sutică! Oh, bine, Alessia, noroc! Whisky cu caramel. E bun. Băi, Ana, asta mică le dă clasă. Deci nu știu, eu ce dai, bă, bea o apă în continuare. Iau imezina. Hai, dar tu știi câte invitații am avut să ies săptămâna asta, weekendul trebuie și n-am ieșit și m-am ținut tare. Dar fii atentă la mine la horoscop, să le oaică. Augustul ăsta, ci că mă vindec de trecut și mă îndrăgostesc. O nouă relație, da. E așa scria la tine? La orizont, da. Da. Dar ce scria la mine? Asta e, ce s-a întâmplat? O nouă relație de iubire și de durată. Adică e ceva și pe karmă. Intră cineva în viața mea și predestinat să fie. Adică, te aștept august. Stai așa, că mai câte zile mai avem până la urmă. Ce te viață activă, așa. Și spune-le la parte. Și de horoscopul și, băi, de că viață veci, nu am uitat în nimic. Da. Deci la mine zice, vine un moment în viață în care va trebui să lași ceva în urmă și să pornești pe un nou drum, îndrăznește și eliberează. Fix când a venit înapoi. Dar poate să fie tot el într-o variantă inovativă. Foarte inovativă. Nouă, cu energie. Și schimbă, da, lupul, narrativ. Da, inovativ când vede că am trecut peste, atunci Alessia, e inovativ. Tu ești propriul tău stăpân, interpretează cum vrei tu totul, spre binele tău.
Eu i-aș lua pe toți, dacă aș putea. Uite, așa unul e bun la ceva. Dar uite, uite-te, Ana Maria, la ea ce fericită e. Acum nu, acum îl vreau doar pe ăla. Adică nu toți, mă refer că unul e bun la ceva, unul e bun la ceva. Alexia, te înțeleg perfect. Eu aveam o perioadă când din 5 făceam unul bun. Tu înțelegi? Unul era glumeț și Caterin, că râdeam cu el, mă distra maxim. Altul mi-o trăgea bine. Altul avea cașcaval și era generos. Altul, nu mai știu, pe măsa. Pe... Băi, deci, altul aveam gașcă. Ieșeam mult și mărat, ne distram, ne bla bla bla. Deci făceam din 5-1 ca lumea. Deci te o înțeleg pe Alexia. De ce îi vine să... Da, și eu am 12. Dar și invers, să știți că și băieților le este foarte greu să găsească o tipă tatuată, complexă cu de toate. Și ei la fel pot să zică, bă, nu faci din 3-4 una ca lumea. Zacari, Stuart. S-a părăt și bărbații. Tale. Supărăm bărbații. Alexandru, am Galin, avut una, dar... Doamne ajută la toată lumea. Hai, soro, că îmi place de tine. Nu, că sunt fericită. Ba, da, o să ne fie și nouă bine. Ana, Moreti, nimic, o? Oh, apă, ce, nici n-am dracu, nu mai am. Păi la câte le bupă toate, ce sunt mai... Am avut un pact de la săptămâna... Da, dar de fapt, da, acum două săptămâni l-am cumpărat și l-am terminat săptămâna asta, pa, s-a dus. La etaj suntem pe apă. M-a rupt. E capul meu, ce mi-am dat să am uitat. Ce incredibilă, încraiabilă. Mă rog cu trandafirii la băieții ăștia, că altfel... Tataia noastră e televizată deja. Eu că trebuie să-mi fac schimbare de sex, că nu mai merg așa. Atâta. Aia mai lipsea. Spui și tu LGBTQ. Da, trebuie să slăbesc vreo 60 de kg să fiu sexy. Ia să-ți faci pe cealaltă jumătate un curcubeu. Ia pe cap? Un unicorn ceva. Un unicorn, așa. Ce tu facă cu el? Sunt și tatuize pe cealaltă jumătate. Un unicorn și un curcubeu. Ok, Elsa. Nu e Rapunzel, nu Rapunzel. Cum o cheamă pe aia? Ba da, Elsa e aia cu roz. Da, 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 cu... din Regatul de Gheață. Roz cu mofcu. Băieții, mai sunteți aici sau v-ați blocat? Da, 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 eu am 34 de oameni și 0 puncte. Dar eu am 7 și cred că... Păi să uită de invidioși că joci cu 3 fete, dar nu n-ar da unul tap-tap. Da, 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 da. Dar pe eu nu mă încadrez la nimeni, că eu sunt cel mai bătrân din pe live. Eu sunt din București, Marian. București, București, Sinaia și Cluj. V-am popat. Da, da. Eu cu Alexia din București. Da, da, pe aia ziceam, București, București, Sinaia, Ana Maria și eu din Cluj. Da-s-a-t-a-puri! Da-s-a-t-a-puri! Dacă nu dați tap-tapuri, dați cadouri! Dar, da, câți ani ai de spui că... Că bă, că tap-tapul nu merge. 47, mulți înainte. Mulțumesc frumos! Acum am împlinit în 12 iulie, 47. Și eu pe 24 iulie. La... dar nu 47. Deci mi-a trimis un băiat o poză de pe geam. Ce nebună ești! Okay. Eu așa o să zic pe TikTok. Câți ani? 31. Chiar așa, Călin, alo, câți ani ai? Mai e cineva? Că ai cam uitat. 40 și cât? Cine? Nu, întreb eu aici un prieten. Bine, măcar că ai cu cine să vorbești, că la mine nici nu scriu. Ana 28, Alexia 28. Eu, da, Eric și Călin, ei doi ceva. Eu și Maria. Ei sunt ba picioarele dacă intru live pe Instagram, dar am full de oameni. Serios, da? Câți monitori ai pe Instagram? Nu, am 3000, dar la cât îmi scriu ăștia toată ziua, o să vină toți aia care nu le-am răspuns. Ah, știu ce zici, da, da, asta e adevărat. 41 ai, Maria. Alexia, tu intri pe Instagram vreodată live? Nu. Am mai văzut oameni, că eu am pe un cont 100 de mii. Auziți, dar care e șmecheria? Că nici eu nu intru pe Instagram live. Care-i treaba? Da, zic că nici eu nu știu care e șmecheria. Poate are 19, dă-i drumul de aici. Capeți urmăritor dacă intri live pe Instagram? Păi îți dă urmărire, cred că te vede live și câștigi ceva. Așa tinerii. Demi, mersi, fain, Demi, te pup, mersi, 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 Demi. Demi, nu ne lasă deloc Demi. Doar 43. Deci eu am 0 puncte, să-mi bat picioarele, incredibil. Ești aproape prea tânăr. Aproape prea tânăr. Eric, ce să mai zic, că ăsta e puștan, Eric, are 31 pic de ani, e puștanică. Leu, ăștia încă nu s-au născut.
Ăsta e ăla care vorbește urât, i-am dat mut, dorit, radic. Nu, nu, e, doamne ferește, nu mă gândeam, 4-6, 4-7 credeam, dar nu din, așa, credeam că ai că... Mulțumesc, Paul. Demi, tu nu știu la ce te încadrezi la doamne. Cât ai e perfect, Eric, ești foarte bine așa cum ești, nu? Doamne, de ce ăștia se bagă în seamă făcut din închiri? Mi-a trimis să mă pun. Așa ăștia ai 43 de ani. Nu știu, am văzut că nu mai facem față aici. Sunt ca mortală de ăștia. Că eu fac și puncte, Costine. Păi cine să întreb, Demi? Sunt prea tineri pentru mine. Fac eu puncte. Că voi uitați la fete de-astea de 28 de ani, de 32 de ani. Aia, unde te auzi la Demi? Că unde se încadrează la 25 de ani? Ia pe la minori. Aici, da, n-ai. Eu sunt deja bătrân, așa am zic prietenii mei. Păi nu știu, că uite, la Alestia îi plac ăștia mai în vârstă, asta știu. Nu cred că da, mi-a zis, mă, i-am zis și lui mama azi de faza cu cârdu. Și mi-a zis, mă, orice ar fi să nu mai fie moș. Așa ți-a zis. Tu la ce vârstă te referi la moș? Că nu mai înțeleg. Că l-am mai auzit pe cineva. Adică, mă rog, nici nu știu de ce a zis mama așa. Că ești geamăn, vezi că eu nu uit. Și sunt foarte atent după ce mi-a zis că ești geamăn. Și aveam noi o discuție odată tot așa în patru. Despre spite atunci, despre monogamie și așa mai departe. Și tu ai afirmat că nu poți să fii monogam. I-am zis că e important este să fii fericită, indiferent de situație. E clar că tu nu ești fidel, tu nu poți să fii fidel. Și gemenii în general. Păi eu trăiesc cu el, nu ea. Așa, Costine, așa! Nu. Moi, sunt ăia după 70 de ani, poți să vorbești de un om în vârstă. Ce aveți, mă? Până la 70 de ani, nu, uite, eu mă uit la tata, are 60 ceva de ani, bă, n-am cum să-l văd moș, adică e super pierding, super în vână, super activ, super... Ni la Alesia, că deja... mă gândesc la moșul meu! Ești bătrânofilă din aia, Alesia! Băi, nu e moș, măi! Ne-am cumințit amândoi în același timp, să mă bine. Ca mulți! Câți ani are moșul tău, Alesia? A pe fost moșul meu. Care 5. Cât? Care din ești? Cât s-au fi seama? 5 ani. De unde poți să-ți dau blog? De pe care? Calitea scurbalele. Dar nu l-ai găsit numai cu 31 de ani mai în vârstă. Ai, dar nu credeai că nu știu ce, că faci. Tu credeai că ești bătrân, bubule. Eu încă nu mă încadrez că-s prea tână. Înseamnă că te-ai uitat tot la pozele mele. Mamă, înseamnă că ai văzut și pozele alea. Mă, mi-ai convine că și pozele ceai. Că nu toate pozele sunt reușite, toate pe care le am. Alecție, bată-te sarele că nu ți-e bun. Da, da. Aoleu. A, l-ai încurcat cu la de suc. Era să te umplănești cu sucul. Vom mai pas o seara prin casă. După ce că gura ei n-a mai... Păi frate, că eu am atât de multă încredere în tine. Dar am simțit exact când să ia gura, au simțit că nu-i. Prieten cu prietena mea. Ori n-am mai făcut de ceva timp. Eu pot să-ți dau barul ăla, dau contul meu, pot să-l și știți. Te-am am îngreșat. Și așa, nu te-am mai stat pe roaler. Te-ai făcut pe sus, m-am inspirat de mult. Ștergi tu ce consider că trebuie șters. Păi am nevoie de o secretară în cazul ăsta. Uite-te, Ana, ce am nevoie de o secretară camera, să-mi șteargă pozele care nu mai trebuie ținute acolo. Uite-te la Alesia, cum stă în cameră, nu-i? Eric, și tu mai cu tine. Să uite, după aia, bătrân. Unde ești, mă? Da, Călin. O să o fac. Aoleu. Da, stop, tapuri, că dacă nu ne-am luat la bătaie pe bune. Să nu stai de bătrân. Eri, chiar așa, tu ai poze cu fostele iubite pe rețelele sociale? Păi dacă n-avem tapta, n-avem provocări de viteză, normal. Normal. Stai că îmi dau eu un trandafir să-mi dea provocarea de viteză. Hai, Elsa, hai, Elsa, mișcă-te, Elsa, că văd că nimica nu faci. Hai, mă, bun, așa, bun, duniți-vă! Cam obraznică. Da, pe bune acum, dar stai ce... Hai, mă, dă și tu ceva. Hai. Uite, King e pe ele. Până...
Ești foarte discret, Eric. Niște... Am arată bine, trebuie să vezi pe ea. Da, vede, mă vede. Mă vede de toate unghiurile. Eu dacă am un iubit, sunt atât de entuziasmată că sunt iubită și că iubesc, băi, încât vreau să știe tot poporul. Adică... Și nu înțeleg. Mie îmi place să dau zvon în țară, să mă vadă toată lumea cât sunt de în love și bine și... La toate femeile pe live sunt bărbați. La mine tot bărbați. Te pup, Cristi. Alesia mi-a dat astăzi comandă de coroniță ca asta. Da? De unde găsești? Da. Bravo, Ana, așa, coroane. Da, bă, ce nu ai găsit să-ți cumpere, da. Ne vedem în vreo 20. Dar tu, Călin, vezi, poate că de-aia astăzi ai avut eșecul la profesional, zic. Pentru băi, auzi ce mi-ai spus, băiaci, că atunci ne vedem în vreo 21 de ani, cred că să facă și 55. Gen, toți ar râvni la ce ai tu. Păi dacă altfel are nicio șansă la tine? Acolo de ce n-ar fi? Aici de ce n-ai avea grijă? Nu, nu e adevărat, că măi, la mine nu e, nu e doar chestia de... Am fost în general atrasă de persoane la o vârstă mai înaintată, dar nu am un tipar, bă, vreau doar la vârsta asta sau doar să arate... Parcă, bă, cum le cere buletinul. No, iau intrare la club. Da, mai bine, că iau n-ai fost la destul. E simpatic să-ți vă buletinul. Dacă e grizonat, dacă... Demi, trebuie să te facem grizonați. Deci Alesia te-a împăcat cu om, să mai grizonezi. Nu, nu m-am împăcat cu nimeni. Nu, am ieșit la masă să vorbim, să povestim de permisul meu de astea. Ce discuție au avut ei la reîmpărcare de permis. Dar n-a fost reîmpărcare. A fost, da, un fel de... Ei, nu a fost reîmpărcare, a fost unit la snipe. Mulțumesc, Costin! Gelusul, numai diminutive ai, numele tău Geluțu, Bombiță, numai de-astea diminutive. Doamne, vreau și eu bogați, să vină bogații la mine, să mă bage în clasament. Eu toată speranța mi-a pus-o în Regina Angliei, dar a murit. Azi îmi trimite un băiat pe Instagram, un băiat pe care l-am de aici, de pe TikTok, stă pe aici, pe lângă noi, Maria. Îmi trimite, m-a întrebat ce fac, nu știu ce, și mi-a zis că o tipă, că l-a văzut că avea level, a intrat la ea pe live, juca cu cineva și avea nevoie de 500 de puncte să o bată pe aia sau ceva de genul. Și a zis că îi trimite video. Și i-a trimis alea 500 de puncte și a trimis video cu ea dezbrăcată, mi l-a trimis și mie. Da, da, 500 de puncte, sora mea, înseamnă 2500. 500 de puncte sau 500 de mii? Da, 500 de puncte. A, eu am crezut că 500K. Zic, bă, a, 500K. Pentru 500K mă dezbrac pe live. Nu, Doamne, Doamne, iartă-mă că m-am... Pentru 500K fac și două degete. Nu le-am dat la ăștia nimic care vă... Lububui le bag. Că nu mersi pentru... Alesia, a jucat prea mult cu ministrul învățământului. Da, ministrul îi bag mătura. Să vină bogații la mine. Și mă pun. Demi, mersi, fain, Demi. Dar auzi, Ana, deci ea primește cadouri și tot mie mi le bag. Ea primește cadourile și eu sufăr. Păi n-ai zis că te faci LGBT. Păi nu mă fac așa, măi, numai fizic, nu și... și pe bun, adică chiar. Și cine mă bagă în top 10? Da, nu știu ce să zic. Și ce nu știu ce am făcut? În top 10 am făcut niște poze giugiuc. Vă dau filmulețul cu fata aia, dacă vreți. Uite, mă, că... E deja pregătit. Ana, la 500 de mii de ca și cu socra trimit poze. Cu care se luptă pe TikTok. Gata, sunt ușor, Demi. Te pup, Demi. Ne auzim. Bogații. Ne auzim, Demi, la telefon. Mersi, fain, mersi, fain. Și-ați văzut câți bani sunt, de fapt, în joc? Cât de mulți bani au oameni, în general? Da, da, chiar astăzi discutam despre asta. Băi, frate, deci de la locul 8 încolo au toți peste 1 milion de puncte, ceea ce înseamnă 5.000 de euro făcuți. Au făcut toți copiii ăștia de la 8 încolo peste 5.000 de euro în câteva zile. Dolari, dolari. Bun show. 4 zile.
Că da. Vineri de-abia acum e în 4 zile. Da. 5.000 de Marge. Euro. Cum îi pescuiesc, mă, pe ăștia? Cum, cum? Cum păi acum auziți, Alessia. Ce? Cu video. E, n-auzi ca aia pentru 500 de puncte. Bă, tu știi ce succes am la bărbați cât sunt ziuri ce le trimit poze. Mulți i-am văzut în realitate. Bă, sunt... Și noi am văzut impostoare. Și prostuțe, și să-mi bag picioarele, deci nu, nu, nu. Maria, am văzut eu în realitate ceva. Cine sunt, habar n-am. Deci n-avea nicio treabă tu cu ce era pe TikTok și realitatea. Deci total diferit. Am râs cu Bubu, Bubu ce-a zis că m-am speriat. Da, pe cine? Da. Nu, cred. Mai pe cine? Cineva regina Angliei. Ați văzut pe cineva de aici? Și ați văzut la da, da, da. Din întâmplare l-a văzut. A văzut pe cineva și... Da. Ah. Nu ați văzut bani până nu vinți în Miami să veți acolo oameni. Nu, cu, cu papagalul, da, că lui nu, nu e numai de papagal. Nu, e mai mult de atât. Sau și cu papa, cu papa. Ai vorbit, ai vrea. Așa, dar nu sunt deștepți, nu sunt așa vreo lumină. Da, mulți... Că nu e... Cer, Zana. Mai Miami, da, mami. Chiar discuția asta o aveam astăzi cu Remi. Nu mă ajută complimentele. Dacă aș fi primit 1000 de puncte pentru fiecare compliment pe care mi-l faceți, credeți-mă că eram în clasament acum. Eram bine de tot. Nu mă încântă. Eu numai 100 de puncte pentru fiecare care mi-a zis boss. Și nu, eram mai bine ca Robert Ionescu. Așa, mersi pentru urmărire. Boss ce zice boss? Lumea? Moare când îi zic ăștia, ce faci, boss? Da, acum da. Vreau să spun la cuvinte blocate. Bro, numai așa zic. Să spun la cuvinte blocate, ce tare. Păi îl pun că nu mai suport cu boss și cu ăstea. Eu nu am treabă cu boss. Nu-i bossule. N-am treabă cu boss, eu am ce alte treabă. Barosane! Nu mai uite mai barosane! Baștane! Hai că a început tot să-mi scrie boss, boss, boss. Bună, Elia, ce mai faci? Primul show, Biana. Da, mă, te-auzi. Ești acasă, Shobi Boss, că... Of, Doamne. Vai, 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 boss. Păi, ce mai ziceți, dragii mei? Nu, ce nu mai ziceți? Nu mai nimic, dacă au aflat că te-ai reîmpăcat, nu mai... Nu m-am împăcat cu nimeni! Ai, nu te-ai împăcat ca acum, ca să le mai dai speranțe la ăștia de pe live. Dar chiar nu m-am împăcat cu nimeni. Ce-am zis eu mai devreme? Că îmi scrie multă lume și că nu vreau. Ei are de unde, nu știe pe care să aleagă, să alege. E tot o nebunie. Tot o... Nu, parcă ți-am zis și ție sau nu mai știu dacă îl fac de ea. A ajuns în România, este cu treabă și începe să meargă lui. Treaba, dar nu mai am timp de vrăjeala. Să te clonezi, Alessia. Au mai avut o logotnă, cum aveți? De bun, Nicule, mulțumesc că ajungem prietenii. I-am cunoscut la Constanța, când am fost acum. Să te clonezi, Alessia, îți alegi vreo cinci. Frumos. Ana. Bună. Și așteaptă băieții să le vină din Italia. Trebuiau să vină, dar au fost probleme cu biletele. Noi suntem în afara discuției. Au întâmplat o problemă și mai putut pleca. Ceau. Adică copiii se întâlnesc toți la Constanța. Nu, copiii stau în Italia. Băieți. Numesc tap-tapurile, poate da prea multe. Și restul, ceau, ceau, dacă o fi să fie, este, dacă nu, ceau. Ai un trandafir. Doi trandafiri. Mă îndrăgostesc să plâng, să alea, să alea. Iau case și la Galați, și la Constanța, și în Italia, și în Anglia. Lucrează în Anglia. Șobi, dacă mă face fericită, bine, dacă nu, bătaia lui o să fie televizată. Da, stăptămâna și da, stăptămâna. La Constanța, cred. Constanța Galați pe acolo, că sunt în România, acolo stau. Rupem, ce vă... Rupeți, Alessia. Rupem! Ia uite, da. rupem! Rupeți. Cred că ăsta e beciul nostru, Ana. Ce? La 69 ne-am blocat, bubule! Hai de capul meu, tu ai o punct. Nu, eu am o punctie. Mulțumesc că cu Cosmin. Mersi, Cosmin. Ah, Costine, ce ai făcut, Costine? Vă pup,
dar nu vă vedeți. Dar cine e acolo? Pe cine pup iară? Stai să vedem. Și pe Costin și pe Cristi. Și pe Nicolae. Băieți ăștia de... Pe mă, ce ai văzut, Ana? Ce și pe King. Vaibare în seara asta și vin și cadourile. Păi așa e, când ai vibe-ul... Da, pe la vibe-ul e. Păi stai că nu e de la vibe, e de la asta. Păi aia am zis, vibe-ul e în pahar, aia ziceam, elei. Vezi ușor, drag, parul ăla de suc alesia, să nu iară... Să știi, Ana, că eu am văzut cine bea pe live primește și puncte. Cred că sunt mai dezinvolți, mai... Doamne, câți oameni aveam într-o dimineață, i-am fericit. Da, să știi că oamenii care beau pe la și zic bine așa, atrag mai energie. Mi-a venit de la Shane, atunci m-am îmbătat și eu nu o să uit niciodată. Nu mai poți, scalii se au acaparat. Deci a venit curierul, nu știu cum am luat hainele de la el. Eram pe live, eram... Praștie. Ia să mă apuc și eu de... M-am îmbrăcat, m-am schimbat cu alea, m-am probat și când am luat rochia aia... Dar nu e ok, Maria, că depinde dacă îți dă ca mie, cum e mie, păi mi-a mai asum, nu? Ce fac? Depinde. Dacă pe depinde, vezi că după două, dacă am băut două beri sau un par de vin, gata, încep casc, îmi pică ochii așa și nu. Dacă sunt acasă, probabil să mă ia și pe mine. Dacă sunt în oraș, trei zile mai târziu. Da, eu cărvat am acum s-o răcorit un pic afară cum e cu whisky în pahar sau ce are. Da. Dacă erau 40 de grade, să vezi cum suferea pe acolo. Vai, ce bine e afară. Sta cu geam. Bine, chiar frig aici. La tu când dai, îmi dai mereu mai zi așa. Chiar frig. Astăzi a fost frig afară. Mulțumesc, Alexander, pentru urmărire. La noi nu că frig. Decembrie. Deci în seara asta... Cu geacă de aia de primă. Da? Mulțumesc, Maria, de aprecieri. 18 grade. Și pe weekend ce s-au anunțat? S-a anunțat duminică. Pe zi a fost la voi, la noi. Am văzut la meteo 39 de grade duminică în București. Duminică 39 de grade, da, în București. Acum? Acum, da, ne rupe. Mamă, bine că plec la mare. O să merg la piscină undeva. Bine că mă duc la mare. Ah, te duci la mare, da. Dar la mare e 36 de grade, ceva de genul. Da, e oricum mai adică. În București mai e 5 decât Constanța. Păi, duminică o să fiu la filmări până după mare. Ce Călina a zis de piscină, mă gândeam la pescariu. Tu trebuie să ne inviți ca să... Dar aș putea dacă m-ai invitat să vin duminică la tine la piscină. La noi la plus 27 duminică. La nicio piscină n-am fost. Aici. Am fost 17. Nu vrei, Maria, să mergem mâine la piscină? Nu zici rău. Aolo, mâine am treabă. A. Adică stai că am treabă seara, da? Ia că nu zici rău. Dar mergem la piscină la... Unde? La The Boss? La Noapte, Ana. La 55. Merge, mă-mi scrii dacă vrei, dacă e. Bine. Mai bine mi se mai bronzează un pic celulita. Time to smile, te salut. Păi eu știi cum am bronzat? Deci nu cred că se vede. Că de la bronz nu se mai vede. Ia uite, vezi? Aici sunt albă. Uh-huh. Am urme pe spate. Eu vreau să-mi fac o procedură acum și am... Trebuie să mă îngraș. Să iau puțin în kilograme și... Ai celulită? Da, Călin, am celulită. Nu te mai întâlni cu mine dacă nu vrei să mă vezi. Am multă celulită. Nu. Cine ești? Eu nu prea am, pentru că eu dacă ieri dansez mult, nu se mai pune celulită. Am de la 12 ani celulită. Eu dansez foarte mult. Vezi, dacă nu prea ești... Ana, nu vrei nici nimic. Te salut, omule. Ana, era tare să zic, ce e aia? Nu, eu nu am. Eu merg foarte mult pe jos. Eu dacă n-am mai ce faci, omule? Eu urc, cobor. Ah, nu, că cel mai slab, am trei puncte. De la munte, de acolo, da. Dacă fac așa la piele. Dar eu, dacă ies la club și dansez trei zile... Trei puncte. Eu am, frate. Puncte. Dacă vreți să mă cunoașteți, mă luați cu celulită. Dacă nu, lăsați-mă în pace, că găsesc eu un strâmb care să mă vrea așa. Hai. Bine, time to smile, mersi. Ce e celulită treabă, zi-mi. Mersi. Da, pătea te așteaptă și nu poți să mersi, vai, ce bătaie, ne luăm meci după meci, bătaie, Maria. Time to smile, mersi. Zeus, celulita este atunci când Dumnezeu te iubește atât de mult și când tu ai o încredere în tine atât de mare încât știi că
chiar dacă mănânci dulciuri în prostie și bei cola și faci celulită și mănânci gras și așa mai departe și faci celulită, tot știi că cineva te va iubi pentru că vei fi mirobolant și atrăgător și superb în continuare, chiar și cu această celulită scârboasă. Aia este celulita. Ce galant a zis, celulită scârboasă. Foarte foarte finuț. Nu transmit așa ceva. Știu, Deus, că știai că de-aia ai și râs. Nu, că nici nu ne cunoaște. Dar eu de-aia mă duc, mă duc în, tocmai în Istanbul să-mi intră. Să-mi scoată ăștia celulita. Așa că donați-mi aici, că trebuie să-mi scot celulita, n-auziți, o să mă coste o căruță de bani. Noi nu ne cunoaștem, e prima dată când am jucat. În ritmul ăsta rămân naibii cu celulita cu 21 de puncte, cu 12 puncte. Doamne. Ba, nu aveți milă, bă, deloc de mine. Țâțe mi-am pus, dar mă lăsați cu celulita acum, e frumos? Da. Da, stop, și dați urmărire aici la prima persoană de la mine, la Time to Zone. Eu cred că am rămas din persoanele pe care le mai am, cred că mai e nimeni treaz. Cred că au ieșit toți restul care erau vii. Am rămas cu morții. Colin, stai să mă urcă morții, în realitate. Ce ești obi, că nu mi-a părut. Mă vezi în realitate. Oamenii au avut o impresie foarte bună. Cei care m-au văzut pe TikTok și după aia m-au văzut în realitate au zis, wow, serios. Și mi-au zis de persoane VIP-uri, sunt în top sus acolo, femei pe care le-au întâlnit și au zis, bă, nu ți ajung nici la degetul mic. Adică... Nu știu, dacă nu știu, Călin, depinde. Alo, depinde cu ce ești obișnuit, depinde ce, la ce experiențe te raportezi tu, că dacă ai fost numai cu măsuri sau cu perfecțiuni, nu știu dacă o să spice ceva, dar dacă, nu știu ce să zic. Pentru unii, bă, sunt mis, se uită la mine ca la mis, pentru alții, ăștia mai haladiții așa, nu prea... Scrie mai tare, nu te aude, nu mai sunt șatenă. Ce te la ce visă? Șaten deschis așa în părul meu natural. Mă, am talie subțirică, am fundule zbombat. Se văd, ce trebuie. Piciorușele aici, bombare. Ele sunt drepte și frumușele așa, supluțe, nu sunt picioare de baby elefant, nu sunt elefant foi așa, dar... E vagabond, dar... Ce celulită aia, v-am zis că eu nu vă mint. S-a dat pierdut, gata. E cu beluga. Ce noții mei, lasă Căline să mă cunoști, ce face, da. Să mă vezi. Nu-i pe aici. E periculos. Gabriela, avem și apă, da, de ce? Asta? Wow! Și sui! Ei, ți-a mai dat blocul de asta. Eu apar? Ce mi-am avut live? Am băut din cupa suferinței zilele astea, dar lasă că o să beau eu din cupa fericirii. Ah, perfect, Călin, gata. E idealul meu în viață. Alan, mersi pentru trandafiri. Da, stop, stop. Time to stop. Da, stop, stop, mele. Ți-am dat. Foarte bine, nu contează cât, care, cum. Păi, v-am spus, băi, frumoși, suntem mulți. Uite, Ana, la Alesia, ce bine. Să fim compatibili. Alan, mulțumesc pentru inimioara ta. Da, ce mânuțe are. Mulțumesc. Oh, m-ai surprins. Cine e băiatul ăsta? Mai fi vreau. Prieteni? Stai așa, te că am un cucerit. Da, mă. Ha? Și zic că dacă Alan mă bate în clasament, eu personal mă întâlnesc cu tine și dau o prăjitură, ca să știi. Ia uite. Eu vin personal să te cunosc și dau o prăjitură. Am 11, mă dau patru. Dar văd că ai vede donator 29, nu stai rău. Dragoș, mersi pentru trandafiri. Am mă, 4 trandafiri, încă unul. Tu ești foarte frumos, toți oamenii sunt frumoși. Acum,
Toți oamenii sunt frumoși, ce frumusețea lumii omului. Crede-mă, zici pe cuvântul meu. Mă uit deja că le-a văzut fostul soț neamț. O să vă dați seama că nu mă uit după bărbați frumoși. N-am nicio treabă cu bărbații. Nu știu cum. Eu mă uit în ochi și dacă ochii exprimă frumusețea. Bine, mersi, fain. Mersi. Eu acolo mersi, să iubesc cu toată ființa mea. Time to smile, mersi, fain. Cine mi-a aprobat, dar nu știu. Mai bine că nu ești așa frumos. Înseamnă că o să mă accept și cu celulită. Asta e ideea. Alan, mersi pentru trandafir. Te exasperiat, Erika, acum. Uite, sunt eu, nu mi-e pe bune. Deci, Ana, când stă până 8 puncte, când stă pe 30.000. Nici eu nu mai înțeleg. Da, Mario. Mersi, fain, Mario. Eu mă mențin la până în 2000 de puncte. Of, Doamne, viață. De unde, fetelor, de unde au ăștia, toți bogătanii ăștia care le susțin și îi bagă în clasament și le țin acolo? Ana, ești în clasament, Elsa? Nu mai sunt. Săptămâna asta nici tu nu... Păi e singura săptămână de un an, nu? Vezi, Elsa? Exact, la exact. 28.000 de puncte. Să nu plângem de milă. 28.000 să intri, eu la 155. Eu la 66, pana mea, 66, ca... Nici TikTok-ul nimeni. Te salut. Dionisie, salutări, menajerele te salută. Un leu mă ajută pe seara asta. Dar și pe mine mă ajută un leu de Alan, domnul. Thank you very much. Mai am o factură la gaz. Leu, l-am văzut odată, noroc că mi-a filmat. Go in classament to the range. And și pe mine mă ajută un leu, Ana, vai, ferească Dumnezeu. Îți dau eu prebunut. Mersi, Alesia, ești din minune. Mute. De la cine time to smite? Minute, de le-am dai tu pe revolut. Ce râdeți, fetelor? De fapt, de la 5 lei merge, cred. Îmi permit acum. Cine-i volutul ți-arată de ajutul mijlociul la un... Mai sunt singur, îmi permit să le mai zic la ăștia. Hai, băgați-mă, făceți-mi că ne întâlnim, facem, dregem, vă dau căile prăjitură. Căile pe tâțe, toți suntem bruiați. Dacă ce sunt în lău... Gata, nu mai, să dezânchi TikTok-ul, mă apuc de altceva. Uite-ne cum dansează cu mânuțele. Richard. Nu știu cum face pe acolo. Aici aveți tu vreo blondă, aici trăiți alții, familia. Vă bine, că te mai multe monede. La câte păhărele? 40 de pahare, ești acolo? Yes, baby. Yes, păi, please, help me. Nu, I need. Nu, să fim sănătoși, mă, șoapică. În rest, le facem, vin ele. Dar acum ți-o scris, Ana? Mai devreme. Nu am 43 de ani. Nu ești bine. Mai devreme și... Iar de aia toată lumea vrea să mă... Tocmai asta e problema. Aș vrea și eu pe cineva care să-mi vrea sufletul. Ce poți să spui acum pe bune? Ce? Ce, Ana? Pentru ceea ce sunt ca om. Un băiat, un prieten. Corpul e mișto, da. Sunt pornache, sunt... Dar fericit că știu să-mi o trag bine, mă... Am experiență, sunt ce trebuie și la capitolul ăla. Bă, da, supărată, te vezi că nu mai pe... pentru asta e interes să ia nu de... Nu știu acum, Ana, dacă vrea să spun eu pe aici pe live sau nu... Ce anume? Ce zici, Ana? Da, o să-ți scriu ție, să-ți zic. Da, am înțeles. Vorbesc cu între ei. Bun, Mario, te-ai discutat. Erica, să ajutăm într-un fel sau alt. Ioruțe, Mario, manager foarte bun. Ai rezolvat, Mario, situația. Cine mai e aici pe live? De-asta ta că avem 0 puncte. Păi de-avea început meci. La mine cu 0 puncte. I want to go to the range. For this... Mulțumesc, Gabriele, la parchiata! Tap-tap, oricum mi-am luat mai bătaie pe seara asta, ferească. Tu știi câți oameni am pe live? 60! Da, păi ești așa, așa stai să uită. Și am 7. A băut, Alexia, m-am bătat. Cum am 9? 7 puncte am. Eu am 6 persoane. Eu am 62 de persoane. Înjură-i un pic, țipă la ei, să vezi. Eu patru. Maria, cred că are... Zile la... așa, să se audă. 40. Eu nu înjur, nu. Mă rog, vorba 40 vine. 40 am doar. 40 și tu, eu mai am 7. Dar și eu de obicei îmi ține la 10 live-ul, acum am 60.
Da, stop, da, veniți la cred mine. Cred că se uită la voi. Dacă stați la cubul să vă uitați, veniți la mine și dați tap tap, vă rog. Dacă n-aveți tap tap, dați cadouri. Dați cadouri. Trebuie să-mi iau și eu un mai eu. Da. Richard, da, e mai ok. Tocmai a fost cu cineva cu niște politică de cașcavalul, un milionar în euro. E, du-te, du-te acolo, du-te să vezi tu ce ți-o dă. Asta e versată, mă, tu te uiți la ea. E mai ok? Păi dai tu față de deci am început asta. Să-mi și prepar băuturile acasă. Tocmai ca ce spunea că a fost unul de 56 de ani, avut 21. Și eu la full de bani, un milionar de pe cip de pe la noi. E mai ok? Du-te ia să vezi dacă se uită la tine. Un scuipat nu dă pe tine. Cine mai e pe la noi? Păi ce că ești și sărăci, mai e și prost, bă, băiatule. Nici măcar nu dai seama. N-ai flair, n-ai inspirație. Hai să facem provocarea de viteză. Deci nu mai avem pe nimeni. Da, stop, stop. Aoleu, mare ți-e grădina, Doamne, și mulți au sărit gardul. Auzi, Ana, ce-mi scrie unul că ce urât îți parcă sunt urs. Bine că nu ți-am mai zis busule. Dar urs e fain, bă, ursulețul e chiar plăcut. Încă un trandafir, să mai mie dragi urs. Încă un trandafir, vă rog. Roză, mai avem și noi să facem un trandafir, un trandafir, un trandafir, Mario! Un trandafir! Mersi, Eric, ești drăguț, mulțumesc mult! Da, stop, stop, da, stop, stop. Bine, bă, mersi, fain, mersi, mersi, mersi. Mă mai cer să fiu aici. Mersi, am văzut, am văzut, am văzut. Noroc cu noi. Putem să câștigăm și noi un meci. Un meci, câștigăm și noi. Cine ne dublează nouă? Cine ne dublează viața? Nimeni. Am mai mulți bogătași pe Instagram decât pe TikTok. Să-mi bat picioarele de nou, am mai mulți bogătași pe Instagram decât pe TikTok. Dar stai puțin, tu câștigi și din Instagram, Alessia? Stai să văd dacă a apărut. Părinții care îmi scriu. Da, da, acolo nu... Am ochiul format, Maria. La ochii am ginit. Nu, din Mercedes nu ies. Cum, cum? Din Mercedes nu ies. Mersi, fain. Adică de la Mercedes în sus te orientezi. Acolo nu te cartează. Auzi, dar chiar, da, să știi că și acolo ci că se dau premii, cadouri, chestii. Sau nu ca se dau bani acolo, pe live, pe Instagram. Ei, cine o să dea, că sunt majoritatea, avem o grămadă de prieteni comuni unii cu alții. Stai că îi zic, stai un pic. Vezi și aici tăiul meu. Aici e mai private, mulți au conturi din astea, n-au poză cu ei, n-au numele lor. Maria e da mut la Time to Smile. Avem prieteni comuni majoritatea. Da. Ori aici aș fac conturi. Ce drăguț ai, da. Probabil că i-am dat la câțiva amețiți aici. Ce? Zic, Maria, ai dat ăsta mult la Time to Smile? Da, da. Da, foarte drăguț așa, da. Cu poftă. Chiar cu plăcere. E mândră. Da. Da, era pe listă. E nu că mi-a scris aici, spune-i te rog să mă scoată să pot vorbi. Sau nu știu. Hai că el scot, ia, vino amențitule la du-te, poate. Du-te, du-te Time to Smile acolo. Ai, vino, vino, că uite, da, m-a rugat așa frumos clanul, dar să știi că datorită lui clanul fac gestul ăsta. Da, mulțumim frumos, dar du-te acolo, acolo frumos. Ia, cu... Vino înapoi să vedem ce... Hai, că... Hai da, dacă m-ai rugat așa frumos, vino amețitule înapoi. Exact. Nu, clanul m-a rugat frumos să-l aduc pe amețit înapoi, dar hai să vedem. Noi am zis ce-o zis el. Sunt curioasă acum ce ne scrie, că îți dai seama că nu i-am dat mute degeaba, nu? Am dus să-mi iau o prăjitură, bubule. Du-te. Dar mâine cu să fac tarte d-alea cu fructe. Te înțeleg. Spun eu dacă îți dă bunda. Am tarte d-alea cu fructe bune. Du-te de aici, care-s preferatele mele. Ce prăjitură o zis care? Tarte cu fructe, alea cu budincuță de aia și cu fructe. Lasă-mă că eu i-am povestit de alea și o mărți de ciudă să-și cumpere. Ioi. Și cred că și-a luat, nu s-a încurcat. Că... Nu, că și ea la kilogram, fată. Dar din cauza aia m-ai scos. Păi, da, îmi plac și mie tartele alea cu fructe și eclerele alea micuțe, știi? Eclerele nu-mi plac, îmi sunt prea dulci. Păi nu, a zis că are de la Mercedes în sus, Călin. Dar nu orice Mercedes, stai așa un pic. Și eu, de la Skoda Fabia. Alessia, S63 sau nu? G63. A,
Ce e ăla? Cum adică? Ce, cum arăt? Eu? E vreo 250.000, 300.000. Un sfert de milion de euro. Nici n-ai gustul. Dar ce, și AMG? Da. E chiar un comunicat cu semnătură făcută pe comandă. Bine, iar cine acum are? Acum să n-am să faci bani mulți. Acum trebuie să fim GLS. Dar... stai acolo pe ele. Era nou. Dar nu, stai, cine are rupele, GLS? Rupele, 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 rupele pe bursă acolo. Cine bagă, bagă tare, că acum înțeleg de ce vrei să faci mulți, mulți bani. Prietenul meu. GLS-ul, auzi. Și s-a nimenit? Stai puțin, G-ul e ăla mare, nu e jipanul sau ce? Da, da, da. Da, ăla care, pe care l-a spus la din Dubai. Păi și S-ul nu e ăla mișto cu două locuri, SLR-ul ăla, marfă? S63. S63 de din. Două locuri cu botul ăla lung, frumos, și cu nervurile alea ca un rechin. Nu-i frumos, mă, și ăla. Ăla e bine, nu-i frumos, nu. Mie îmi plac SUV-urile, eu sunt fană SUV. Ce-ți plac? SUV-urile. Da, da, G1 nu e minune de frumos, că da, e ca mașina mea preferată. Eu am G. Ai G-Class? GL, da. Păi nu GL. Nu, G-ul e una, GL-ul e alta. M-ați zăpăcit, nu mai am atunci, nu știu. Mie ăsta îmi place, ce are Maria? GL, GLS, GLG. GL-ul lui Maria e jipulețul ăla rotunjit la spate, așa frumos. Ăla mai mini SUV. Exact, dar e rotunjit în spate. Ăla pătrățos este G-Class. Da, G-ul e pătrățos ca arul ăla de pe vremuri românesc. Calea de teren, da. Ok, ok, gata, aha. Aha. 7 uși. Să nu ne arăți, da? Am ajuns să vorbim de mașini. Să mănânci acolo, sub mar... Uite, bă, dar Ana, vrei blocul de la... A, știi ce am vrut să zic, Ana? Vrei blog de la toate trei? De la noi două și de la Moapa. E mătura, nu mai e Mopo acum. Menajerul. S63 AMG, aha. Da, S63 e berlină. Ia, S63, ăsta ultimul e ăla cu tableta aia lungă pe mijloc. Ăla e S63. Mă, ce se pricepe, Alessia, la asta. Da, dar acum am vrut să zic că... Bro, îți merge de sus. Am făcut școala pe B-Class. Îmi place merge de sus la maxim. Eu acum dar nu e o laudă, dar școala asta la care am făcut, școala la care am făcut eu are mașini chiar noi, deci avea 4.000 de kilometri și prețul pe care l-am dat eu pe mașina asta era la altă școală pe un Logan. Adică, nu știu de ce, chiar au prețuri foarte bune, l-am prins foarte bine. Eu 94 mi-am luat permisul în iulie, exact 29 de ani am de când am permisul. Nu m-a dat ce exista, nici nu intra în viteză. Mureai din mers, trăgeai de volan ca de corabie, bine că eram solid. Na, alte vremuri. Mulțumesc, Gabriela, mai avem și noi pe ceva. Alte vremuri, acum abordul până în spate și vorbește mașina cu tine și atunci paralizai. Da, nu există aer condiționat, mirosea bordul ăla, ziceai că ești în cursă, în autobuz din ăla, între sate. Dacă atingeai bordul acolo, îți rămânea o amprentă. S-a mai întâmplat ceva aici? Da, cred că nu, ești singură. Oh, Maria! Asta e din tortul de la ziua mea. Hai că mă duc și eu, știi ce am, Ana? Tăi, tot de vară, de la morți. Nu te râde că tot aia o am de o săptămână. Da, măi, dar coliva e bună, mie îmi place. Vai, ce bună, da. Auzi, că ce pretenții să ai de la un popor al cărui desert preferat este coliva? Da. Păi, da. Coliva am eu acum. Da, tu știi că... eu cum mai mergeam la biserică așa și vedeam că mai era vreo pomană de asta, vreo ce se mai dă acolo și făceau femeile astea colivă, stăteam așa la ieșirea din biserică și tot... doar dă și mie cineva o păhăre de la de colivă. Da. Eu am noroc că cumnatul meu e preot și... mănâncă la discreție colivă. Avantaje și dezavantaje. Eu nu mă sun prin telefon, zic că am păcătuit aia, ești iertat, robului Dumnezeu, bubu. Mi-e poftă de colivă. Tu ești povedania prin telefon. Colivă de lapte. Da.
Nu, că nu mă spovedesc în familie. Da, Ferdi, mulțumesc! Bună, Adi Tudor! Nu, e ceva în aer. Deci eu trebuie să intru pe Instagram live, că acolo vă garantez că am... Bercea, mulțumim frumos, Bercea. Bercea, Flaviu, mulțumim frumos. Deci e șobi să încălzească. Deci dacă intru pe la orele astea de vârf, pe la 10-11 pe Instagram live, cred că am 200 de oameni, cel puțin. Cred că e nebunie. Intră, ce mai aștepți? Singură? Ce să fac singură? Intru da. Și eu. Intră și eu. Intră toți patru. Da! Hai pe Instagram! Dar poți să intri așa în patru pe Instagram? Nu știu, da. Habar n-am că nu mă pricep. Cred că merge, că am văzut eu niște live-uri. Eu am urmăritori pe un cont, merge, am 100 de mii am pe un cont, dar nu știu ce ar fi acolo. Ce? Dezmăți! Da, dar acolo n-ai atâtea restricții ca și pe TikTok. Păi apar direct în bikini. Când... Să-i colanțe, a? Da, păi să vedeți voi bătăi. Intrăm, eu n-am o problemă. Auzi la Alessia, nu știu, dar ce se face acolo? Ce se fac? Deci pe Instagram poți să intri oricum și dezbrăca sau cum adică? Nu cred. Ah, nu cred. Dar e mai libertin, nu-i mai libertin. Alo, și-au făcut provocări dezbrăcați în care unul, Butucelul, știți, întrebați-l, ea... Merge, de ce să nu mai Păsărica l-a ofat acolo, în direct, că i-a dat provocare ăștia, a luat-o pe una și i-a făcut treaba. Bă, Bubule, ne-ai distrus. Flavius, mersi, fain, mă, omule. Ne-ai distrus, Bubule. Flavius, stai să-i dau urmările, mersi, fain, Flaviu, mersi mult, mersi. Ți-am dat urmările, mersi, Flaviu, ce fain, mânuțe din alea. Să iau câteva chile în plus. Mersi, dați-o următoare. O intervenție. Cu scorul tău. Sunt la cură de îngrășare puțin. Dar câte kilograme, Maria? Sunt 50 ceva de kilograme, oricum. Aoleu, jumate cât mine. Ia uite, Bubule. Ia-te-o, Alessia, cu dansul. Bazule, mari! Dar bine, e frumos la o femeie să fie așa slabă. Da, nu, aici apar, de la mai eu par slabă. Nu, zic și de Maria, și de Maria din sus. Am aici, pufuleț, ce da. Crezi că... Mie așa mi se pare că e frumos. Și mie mi se pare frumos ca, adică pe mine m-a strat bărbații mai mari, așa, masivi, cu burtă, cu... Să fie bărbat, frate, să nu fie schimodiu. Și eu sunt destul de masiv și am ce iau un bărbățel de la brațe care are talia cât mine, da, știu. Mă inhib, eu nu pot să-i o trag lola. Știu, e o chestie de siguranță. Maria, stai să vedem ne în cadră. Da, ești o forță, bombă. Eu mă simt de siguranță. Să-l simți că e bărbat, nu... 5-7 de centimetri am în brațe. Să pune mâna pe tine să... Maria, ce frică că te urci pe el și rupi în două. Bă, mersi, mă! Bine, toți bărbații care am fost au avut burtă. Deci, mie mi se pare atrăgătoare și sexy burta la un bărbat. Eu mă ridic un pic să vezi că știu. Hai, lasă că știu! Dar ești censurat de 22 de ani, ai zis. Na, vezi ce a reținut? Na. Păi vezi? Da, bine, dar pe glumim. Mie îmi place că eu zbolund cu capul. Eu tătăzoare. Acum că după live-ul meu ai văzut căline perfecte, cadrez perfect. Eric e suplu, ăsta e manichin. Eric, mulțumesc de follow. Flaviu, mă, mersi fain, Flaviu. Dați o urmărire de la Flaviu, vă rog frumos. Mersi tare mult, omule. Cum fiecare cu gusturile lor. Vezi că sunt femei la care le plac ăștia mai feminini și slabi. Fiecare cu gust. Da, sunt care le plac feminine, așa, slăbuți, firavi. Numai nu știu ce faci când trebuie să-ți muți frigiderul până casă și totul muți. E, oricum, toți bărbații se... La început, mai tinerei, așa sunt ei supli, dar după aia, în timp, se... Ce zici de manechin? Flaviu, stai să vă ce ai scris odată. Nu sunt manechin. A, mama, super, Flaviu! Tap the screen, am numai arabi aici. Flaviu, ideea e că eu încă mă tatuez din ianuarie, în fiecare săptămână mă tatuez din ianuarie. Multe burți, culmea și de bărbați. Bine, Adi. Eu sunt în proces de tatuat totuși, pe piept, pe burtă, pe picioare. Și eu pe inimă.
Nu, dar eu tot mă tatuez din ianuarie în fiecare săptămână și nu termin la sfârșitul anului. Pe inimă. Adrian, mersi pentru urmărire. Salut, salut, Cristi. Salut, Bubu. Te salut, Cristi. Da, da, da. Auzi, Șobi, dar ce crede Bubu că eu dacă am 65 de kg nu pot vota prin viderul? Bă, lasă, stai un pic, Șobi, că tu la 65 de kg ești bine. Eu vorbesc sub 50. Stai așa cum ești. Și bine, da, Șobi, pentru el, pentru înălțimea lui, chiar e bine la 65 de kilograme. Păi, dar Șobi nu pare slab. Nu e slab. Up the screen, my friend. Mulțumesc, Cristi, mulțumesc pentru aprecieri, mulțumesc frumos. Dar să ai 1,90 m și te ești în vechiule. Up the screen. Ești săgeată. Da, nu e vorba de aia. Eu am glumit, mă, cu asta că muți, că nu trebuie să muți, că nu toată ziua îți muți friciderul. Aia ziceam, da, ziceam nu, dar trebuie să iei pe aia brațe, să o vârți un pic, să o... Ups, elicopterul? Alesia, am știut că acum ați procesez. Am știut, eu vreau, mă, Alesia stătea cu privirea fixă și mi-am știut. Iau în brațe, când îl iau în brațe, să simt așa că e ursuleț, știi, că să mă bag acolo în... E, nu pot să cred că chiar ca un ursuleț. Vezi că lui Bubu îi se zice ursuleț? Unde am nimerit, Doamne? Și mai am și pielea foarte fină ca un bebe. Extraordinar! Atât ai de aici plăcută că... tatuajele nu ne fucăm. E plăcută, auzi, e plăcută la atingere. Da, mă, că eu mă joc eu cu mine, da. Te joci cu tine? Așa e că plăcută. Păi ce bine are de Ana. Mă dor băncile. Mă duc la mare obosit. Nu suntem pe treaba noastră. Dar ce zicea Maria, că nu-ți plac tatuajele? E, cu tatuajele aici nu sunt eu prea prieten așa. Am și eu unul aici pe mână. Neața, dar... greu de ucis, neața. Adică așa pe tot corpul, mă, na, nu știu. Da, dar n-am avut tatuați, n-am fost cu niciun tatuat niciodată. Eu am și în barbă, uite-te Maria, și în barbă mi-a scris Hope, speranță, dar nu știu dacă se vede. Mm-hmm. Se vede, dar e și barba tatuată sau cum? Da, 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 e tatuaj pe Hope, am bambele părți, da, Hope, speranță. A, bine, tatuajele pe care le am pe umeri, pe piept, pe picioare, astea super tare. Dar soția ta are tatuaj? Sunt curioasă. Are vreun tatuaj? Soția ta are vreun tatuaj? Are. Da? Nu multe, are un dragon pe spate, are pe un braț și are, dar nu e prea ea cu astea. Și-a făcut așa, mai în tinerețe, dar... Acum ăsta de pe braț a zis că poate vrea să și-l scoată, că... Am aici un prieten la Cluj care chiar are clinica lui și scoate el tatuaje. Mm. Neața, greu de ucis. Neața, Doamne ajută. Dacă ne depinde de preferințele fiecăruia. Da, normal. Nu pot fi a ta cu oamenii ăștia. Vieți rău de ce. Care a ta? O fostă de-a ta avea pe fese sau cum? Da, nu știu, nu știu la ce să se supere, greu. Avea între fese un cerc. Între? Eu tot și pe Alicia. Avea un cerc maro. Un ochi. Aolo, că și Maria. Maria, ți-am dat și o urmărire. Mulțumesc. Am făcut același lucru. Văd că ai con, da? Destul de mare. Clanul menajerelor. Menajerelor. Eu sunt clanul menajerelor. Am folai umor peste tot cu menajerele mele. Eu fac foarte mult curat, știi? Și toată viața am zis la soția mea că sigur în altă viață eu am fost ori menajer, ori sclav. Că știi că toți zic, băi, în altă viață eu am fost rege, faraon, șmeche, eu menajer. Am auzi, eu cred că am fost curvă să mă picioare. Aoleu! Ce? Că nu știu că viața asta pare... Ană, să viață! Ce-am fi putut să fim în viețile anterioare, că prea... E omenagelă. Cezar, te salut, Cezar. Bine naibii, fac și eu ca Eric. Bine naibii că m-am potolit.
Vai, deci nu cred. Nu se zdrave, măi, măi. Auzi la anotică de ce. Uite, pe mine de ea mă ia somnul, când nu scrie nimeni nimic. Auzi, dar bine că nu sunt în viața asta, Ana. Aoleu, îți dai seama? Maria, aia se trebuia, una după alta. Auzi, aveam și eu un admirator. Treaba ta, da, erai pe 20, erai în top 10 acum, în 2, acolo erai. Da, da, vezi. Să ruga Robert Iurescu să intre cu Maria live. În viața trecută n-a existat TikTok. Avea și un admirator aici și spune, aoleu, așa mare experiență ai, gata, s-a speriat. Săracu, tu nu credeți tot ce... Păi n-am, Călin, am experiență dintr-o viață anterioară, că asta încerc să spun. Viața asta nu prea. Păi la cum calc eu haine, sigur am fost menajeră. Că experiența e din viața anterioară. Da, că, e, că rămâne în... Și eu ce-am fost, animatoare? Ce-am fost? Nu știu, Alesia, dar la mine așa mare contrastul între felul cum arăt și cum sunt eu. Păi da seama dacă m-a surprins angajatul la acasă că eu... Călcam haine de pat și plângeam la Mare Cruz, la telenovela aia. Două flori. Mare doi trandafiri. Glumesc, Călin, era o glumă. De asta ta. Doi trandafiri, doi. Era o glumă, da. Uite, Tiana, că toți suntem pe cont. Ferească Dumnezeu. Hai mă, cum. O da, mă, în stânga, o dată, în dreapta. A, da, și chel, trei. Distinguie chel de trei flori. Alesia era peștișorul de aur într-o altă viață, auzi? Auzi tu, Alesia, cine era? Deci, ce bucă, Gabriela, mulțumesc! Eu eram pe scaun. Robert Crudeanu, help me, please! Bine, Dorințe! Te pup, Gabriela, mersi mult! Dorințe, ce? Mă, băieți, ce faceți, mă, băieți? Nu cred că o lăsați pe Gabriela aici. A, Gabriela Maria? I-am dat și-o mute. Ana Maria, jos Maria. Da? Sau nu știu. Maria sus, Maria jos. Alesia, agresivă aici. Te enerva pe toată lumea? Eu mai stau până la și jumate, trei meciuri și gata. Maxim și eu, Ana, până la jumate mai rezist. Da, numai că stau degeaba și nu... Da, păi na. O să... Am și văzut că ticioasă... Băgați-vă la somn că aștept eu milionarii cu Maria. Păi nu mă bag la somn că aștept la haine, Alesia. La și jumate intră milionarii, aia din America. Auzi cum le știe programul. Intră aia pe America să zică, bubu, Ana, i-ați văzut? Nu, dar a zis să-mi dați mie. Da. Le dau eu. Lasă-ți de că... Îmi place problema. Cum, Eric, îmi place cum. E, tot timpul dea. Pui latura aia pozitivă, știi? Fac era să zic eu brostie. Ce orice lucru dea? Are o latură întunecată și una... Pe Alesia. Luminoasă, fericită, să zic așa, una bună, una rea. Și tot timpul... A, cred că ai zis bubu, Alesia. Ce este bun, adică ei lucru așa cum e. Crezi că toate vorbim despre tine? Rea, să zicem. Și tu îi găsești ce e bun în rău ăla. Deci ești incredibil. Călin, mulțumesc mult pentru diamante. Deci tu asta faci. Ai o situație și te concentrezi pe ce este bun din lucrul ăla. Scoți binele din ecuația respectivă, chiar dacă aparent pare că n-ar exista niciun bun. Știi? Dorele, nici bun. Tu ești dus de când am intrat. Da. Mulțumesc mult pentru cadouri. Nu, gata, vă aud. Ia spuneți. Gabriela, mi-a zis că te-a întrebat ce-ai băut și că e de mut. Păi, ceamă, ce-am băut, nu se vede că sunt integru. Auzi și tu. Dar ce-i adam mute pe tot life-ul sau cum? Nu știu. Păi da, mi-era teamă că cine știe ce mă mai întreabă, naibii. Eu nu beau alcool, n-am băut niciodată. Păi da, asta urma să zic că nu beau alcool. Am poate de pe țivancă, că nu știu. Pe mine nu întreabă ce-am băut. De obicei, oamenii nu mă întreabă. Nu mă întreabă că știu că am băut ceva. Ce rost să-și mai are întrebarea? Este o să văd dacă i-am dat fetii. Mamă, ia uite mă cine... Uite ce punctaj am eu, 9 puncte. Ne-am dat mult, n-am pe nimeni mult. Mai
De supărare, măi, Călin, lasă supărarea la o parte. Da, chiar așa mor mai trece nimeni și eu, faptul că... De asta tap că suntem cei mai slab 9 puncte. Și eu aș avea nevoie de... Tu îți dai seama, 50 de oameni pe live și 2-9 puncte. Da. Hai că o să ieși tu și o să se împrăștie ăia. La tine. Nu, la mine nu intră nimeni. De asta tap, hai mă să câștigăm. Nici pe aia adormiți nu mi-i bagă TikTok-ul. Barcelona, ce faci? Te pup! Păi la ce tap-tap am? 13.000 de... Barcelona, în Barcelona când în București, așa știu că făcea. Cine dintre? Da, nu mai... Lifa, mulțumesc! Alexandru, te pup! Liviu, mulțumim pentru urmările, Liviu. Pentru că rămâi blocat în energia aia și după aia îți faci rău, știi? Ți afectează sănătatea așa și toate ce... Așa, mai și trezești, bravo! Ducă-se! Privește-o ca pe o karmă, pentru că suntem în perioada de plăți karmice. Salut! Și gândește-te că tu ai plătit ceva ce trebuia neapărat să achizi la o datorie din trecut, dintr-o viață anterioară, unui strămoș, a ta personală, dintr-un rău făcut anterior cuiva cu știință sau fără știință și așa mai departe. Nu s-a mai pus la punct și universul a decis să plătești prin bani. Ți-a luat prin bani. Crede-m, ar fi fost îngrozitor să-ți ia pe sănătate sau pe pierderea ceva mult mai grav decât banii. Așa că dă-i, ducă-se, gata. Nu te mai gândi acolo. S-au dus la capitolul pierdut. Nici să beau, nici Sorin nu mai intră. Dar ce-i cu Sorin de nu mai intră? Lucrează, s-a băgat înapoi la fostul job. Păi și Călin, poate că... Da, e provocare de viteză. Dar e provocare de viteză. Ai gândit strada colegii mei de live. Da, bine zici, că eu deja sunt cu telefonul. Să experimentezi, fii activă, te rog frumos. Ridicatul, tot timpul, să te întărești, să devii mai puternic. Să... Aolo, și obiect, făcut risipă, l-ai dat înainte. Și viața ca spirit. Și obiceai să faci și după aia, bum, să iei iar de la capăt. Nu știu dacă te puteai, iar să-i spui. Până când... O să fii detașat de rezultat. Că asta e ideea. Trebuie să te bucuri de proces, să te bucuri de ceea ce faci, de activitatea pe care o întreprinzi, fără să fii detașat de rezultat. Ok, care este pierderea, asta e. Nici un bogătaș cine să fie. Am învățat ceva, să iei ca pe o experiență. Am râzit. Nu e pierdere, nu ai pierdut nimic. Ai învățat pentru toți viitor la să reacționezi altfel. Sau la ce mai să fie da, eu vă spun o chestie. Eu am observat foarte des chestia asta. Că nu este lume pe live, că nu este activitate ca și puncte, ca și... Băi, frate, ăia mari, deci ca niciodată ei ies primii de pe live. Deci ei primii sunt ieși. Dar nu mai stau nici ei, n-ai văzut că înainte mai stătea diaconul până dimineață, mai stătea... Păi asta spun ei, de obicei stă foarte mult, adică îi prinde dimineața. Zici că ei știu, zici că ceva le spune, vezi că zilele astea stați degeaba. Nu știu, e o chestie. Deci eu de câte ori mă uit și văd că ei pe la 1 nu mai sunt pe live, gata, îmi dau seama că nu, seara aia... E adevărul, Călin. Da, păi așa e. Nu eu am talentul ăsta. Mie atunci am zis TikTok, intră live. Doamne, lasă-mă că mie îmi scrie că e viața, despre cum funcționăm noi ca oameni. Eu, videoclipul. Așa am zis și mie. Viața, de fapt, nu e o complică. E atât de simplu. Dacă am luat fiecare pierdere ca pe un lucru care este dat. Și mie nu urcă și uite, era o fată care stătea la mine și apoi și moderatoare, s-a apucat să facă live-uri, mi-a plecat din oamenii mei la ea. A ieșuat când a inventat becul. A plecat din oamenii mei la ea. Ea intră la mine, vorbește cu lumea în ceapă, nu mă mai bagă în seamă. A avut 10.000 de tentative și ei urcă videoclipurile la 150.000. Și nu s-a lăsat, nu s-a lăsat. Și crezi că nu la sfârșit a zis, am ieșuat de 10.000 de ori? De tu ce tematică le faci sau ce? Asta mă de faci și noi. Am avut succes, am inventat electricitatea. S-a întâmplat să fie la 10.000 la unul pas. Uite, o să-ți trimis să vezi. Uite ce las umanității. Asta e atitudinea. Eu acum l-am făcut pe ăla, dacă v-a arăs până l-am făcut, că nu reușea să facă la cu fantoma. Ce faceți dacă vă întâlniți cu fantoma? Asta este atitudinea cu care trebuie să ne raportăm la viață. Ce să facem? Vreau să ne ajută reciproc. Ori îi vei a mine, ori unia. Ai ce mânca? Ai casă pe numele tău? M-am uitat aseară la asta și m-am speriat un pic la început, la plicul. Ai
mașini, jucării, te dai și mie niște lucruri. Că ai putere cu toate alea, îți permiți că nu spune Delia că... Da, eu știu mă duc să voi la casă de lea. Da, s-a mișcat ceva acolo, mi s-a deschis ușa de la casa aia unde era. Ce faci mă și cu atâția bani? Păi că mine, ia că te iau să vă trântesc când vă văd așa. Exact, Ana. Păi și dacă faci... Așa aș intra eu odată peste ușa aia. Nici și eu așa. Să-l văd. Pentru o fantomă în stânga și în dreapta ai venit. Punem așa, 10 milioane de euro. Ultimul meci, așa, Iana. Nu să mă gândesc nici măcar o zi. Vezi cât de norocos ești? E 3. Cât de fericit ești? 3 jumate, mă. Și tu te super. Păi da, așa, acum e și 23. Ah, de la cifre. Așa. Practic nu s-a făcut o pierdere concretă. Dacă intru în casa aia și dacă iau să-i scotă urechi pe toți matematică. În casa aia care clopone, trâncăne, pe ureși. Fel de casino, când văd eu chestia asta. Și boncăne pe ureși pe acolo. Asta nu mă pice. Nu, dar bătea vândul, cred că de la vânzare. Singur era, dar singur era. Dar, ah, ce vreau să zic. Eu nu cred. Adică m-am apuc de case, dar nu m-am apuc. Nu e casino, da, dar fac... cumva trag ține și de... Pocolo, nu, oricum nu pot că găsesc eu câte ceva. Ație de colo-colo, poc-poc, trage de fața de masă. Păi 60 milioane de euro. Ce faci cu ei? Ce faci? Tu copii n-ai, nu? Din câte am înțeles. Să-ți dea Dumnezeu, poate să faci. Mai pasionale, paranormal, câte râde ai să le ajut? Și place să fac. Că dacă Doamne ferește una din persoanele dragi are nevoie de bani de, nu știu, medicamente sau ospitalizare sau ceva, permiți. Poți să achiți tot ce are nevoie. Minți alesia era vantul. Ce naiba vrei? Crezi că iahturile sau avioanele private sau crezi că alea... Te voi face mai fericit? Păi eu am crezut asta, crede-mă, am intrat în capcan, am căzut în capcan asta. Eu de-abia de vreo 2 ani, așa, de-abia de 2 ani am aflat ce înseamnă banii n-aduc fericirea. Bă, n-aduc. E adevărat, o întrețin, dar să fie limita și să nu suferi că nu iai, adică să n-ai grijă zilei de mâine sub nicio formă și eventual să-ți, și bineînțeles, să-ți faci niște mofturi legate de călătorii, de, nu știu, de țoale, dacă ai pasiune asta, de, uite cum ești tu cu mașinuțele, o jucărie de asta mai bengoasă, așa mai... Da, trebuie cașcaval, că n-ai... Nu poți. Un logar nu costă cât un Porsche. Logarul pe seara asta... Putea... Da. Să topul ai așa topul la nesfârșit, să-ți iei domenii, să-ți iei case acolo, acolo, acolo. De ce să... De ce? Că dar ce mai face cu brazilianca mea? Case în același timp. Trebuie să-ți iei case la Miami. Bine. Am scris, dar am scris numai la ore, da, alea 4 dimineața. Te ajung să vizitezi de 2 ori pe an. Te pun, mersi, să închem pe genarii. Impozit de plătit. Îi chem și eu, nu-i problem. Cine să vină până aici? Când o să vadă cât de departe stau de oraș, o să zică, lasă așa. Ce să faci pentru sufletul tău, să fie bine sufletește. Și o să vezi că după aia... E mai scumpă benzina, motorina până aici. Avei și bărcuță. Ai, las Nago. Ai bărcuță tu. Tu ai și barcă, mi se pare. Trebuie să plec de acasă neapărat, Bubu, că nu mai... A, să vă trăiască, mămicile! Aaa, frumoșii mei! Simți nevoia, Ana! Bravo, să le dea Dumnezeu sănătate să vă trăiască, mămicile! Nu mai pot, vreau să plec. Eu ce să mai zic? Da, frumos. Poate vă prind, vă sperii puțin. Yeee, șumii! Te dor de ei, da? Vreau să plec până pe 15 august. Dar unde mergi până la urmă? Nu mai bine, dacă ai prieten care are barcă, de ce îți mai trebuie ție una? Dacă tu poți să ai barca aia de câte ori vrei, că știi că dacă sunt pe ăla și zici, tovarășe, vreau și eu weekendul ăsta să mă duc cu... Cine mi-o dat? Carin, mersi, Paul! Mersi, 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 Carin! Ascultăm, am fost echipa vis, am fost în seara. Carin, mersi, fain, uitam și ultimul punct. Ne-a scăzut poate pe seara asta, ce ar alesia cu Bubu? El are grijă la întreținere și toate alea. Ei, se face o cinste acolo, mare chestie. Bună seara, Carin, mersi tare mult, mersi, mersi, mersi. Echipa rachetă. Da, 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 ne-a bătut șobii pe seara asta. Mulțumim frumos, Carin. Ai fost dată nici eu, nici Maria. Da, iubita, Diana.
Uite așa fac la mare. Uite așa mă duc cavalul. Șarpele. Șarpili, să vină șarpili. Cobra. Cobra, lasă-ne. Lasă-ne, cobra. Șarpili cu clopoței să vină. Mersi frumos, Karin. Mersi, la fel îți doresc sănătate multă. Am stat cu Alice la fund, fratele meu. A venit la tine. Cobra, deci, câți ani avea omul ăla? Uite, că îți dau alt exemplu. Drăgălașul, mulțumesc mult de tot. Câți ani avea omul ăla? Tu vrei să te îmbolnăvești? Să ajungi să îți explodeze vreo... Ce vorbești? Vreo venă de-aia că vai... Ai dat un mes sau ieșiți? Nu știu ce ai pierdut. Hai, ultimul meci. Deci și-a trăit ceva. Tinerel, dacă mai începe. Salut, Zăvoranca. Îmi pare și așa cine e de aia să mirlești puțin. Adică pe Zăvoranca o știu de vreme. Mi se pare că e de vreme la 70 de ani. Karin, mulțumim frumos, Karin. Mersi tare mult. Haideți cu ultimul meci. Mă rog, cel puțin nu era ultimul meci. De ce te ferească Dumnezeu? Nu se va haine la spunată. A căzut în cur. Ei doi ies și rămâne. Tenor, oricum. Na, ți-am zis. A dat și la TV, da, păi cred că am văzut și eu, probabil o să se înștire și acolo a rămas. Ca și bunica mea. Uite, am uitat să-mi fac costumele de baie la spălat. Nu avea 70. Da, Karin, da, da, da. Da, da, fule, spăl și o cartele. Pe acolo mi se pare că i-a alunecat. Ori a alunecat, ori s-a făcut rău. Și la fel. Atât a rămas acolo, a găsit un verișor. Pe unde mai mă duc mâncare? Ce e viața? Că asta încerc să întreb. Ori nu știi bine dacă mai ești unde mai ești. Dacă tu stai acum și te stresezi, asta e o travă pe care tu o aduci în corp. Fiecare stres pe care tu îl... frumos, Karin, îl alimentezi. Vai, am pierdut nu știu ce. De sânge sau așa din vorbă. Da, Erica, acolo unde mergeam la țară, unde mă duceau ei mei la țară, da. A luat da, foc și bacul. De ce da de ceva? Nu, nu joc. Nu joc că e mort și nu o să mai stau. 5. Dați urmările la Karin, menajerul. Da. Turcia, păi... Dați urmările. Ai o travă pe care tu o bagi în colț. Cortizol, fiecare poate doar gând negativ, început, doamne, fiecare încordare, fiecare... De-aia încerc să mă ridic, să mă tratez cât mai repede și să mă vindeze și să ies dintr-o situație care nu este favorabilă pentru mine, aia în care nici nu... Săluată, nici nu sunt lăsată, nici albă, nici neagră, nici. Nu, asta e... Cum să mă joc cu tine, cum mă susții tu? Cum să mă susții tu dacă mă joc cu tine? Exact. Dă-i de pe colțul secundar. Încetul din ea, Lomița. Exact, exact. Eric, te prățișezi, mulțumesc. Ziceam eu. Oh, Călina, lasă mai ușor. Mare depărtare de casă, unde mă mai duc? Bine mai, să mă joc mai provocări de la oricum nu fac provocări de la 100 de puncte. Atâta timp cât ai o zonă de confort și știi că ai niște bunuri care sunt al tale și rămân acolo. Păi, la ce scoruri am avut noi toată noaptea? Alea să le ai asigurate, știi? Adică acolo să nu ai întrebi. Să nu face provocări. Să nu pierzi siguranța ce ai clădit. Mersi, fain, uite tortul ăla lui Leon. Da, mă, am la obiectiv tortul lui Leon. În timp ce era cu... E frig, măi, șobie, a? Cu o doamnă? Am făcut trei torturi. E bine. Da, trei torturile. Dorm, te odihnești, nici nu prea te odihnești, Călina. Dorm, te odihnești și pac, după aia o iei de la capăt. Asta e. Seara asta... Nu l-am iei de la capăt. Ai greșit, măi, cu scrurile alea. Ești mai atent la o, pe viitor, la ce n-ai fost și ți-a scăpat acum e, de da, e pentru mare, e rece. Tracțiunea aia de semnule de neatenție. Uite, dacă eu te întreb de 3 ori și tu nu răspunzi, ce nu te înțelegi? Dar care n-am trebuit. Aia e, că tu doar 3-4 ore pe noapte. Tu cum vrei să ai creierul ăla limpede, să fie concentrat acolo, dacă tu doar 3-4 ore pe noapte doar? Că nu se joacă nimeni. Alcoolul mănâncă din neuroni, să știi. Iar altă chestie care e... La da, să dragă, dă-i așa de plăcere și de suflet. Nu zic de tine, zic așa, în general. E pop, sunt un șor. Da, neuronii nici nu se refac. Asta e problema. Chiar nu am cu cine. Acum, la 7, sunt în birou, dacă mă culc acum. Nu păi, măi, Căline, ce unde te-am? E 3:30, tată. Nu știu care e. 3:30, dragule, tată. E 3:30, când? Cum să fii la 7 în birou? Ce-ai?
Și eu după două sticle de vin, care alcoolul obosește organismul. Așa m-am plecut. Una la mână obosește organismul și a doua, în timp, mănâncă din neuroni. Adică prostește. Cum vrei tu să mai fii limpede acolo nu când înțeleg. Ești și obosit și obosit? Cât ții găși persoana? Nu știu, mare carină aici. Vrei să-ți mai iasă lucrurile când... Știi ce? Ai cum să fii de șapte la bine? Mai că dacă ești de pe la ce te bași cu ai gustat ceva? A șapte-ți la... în pat, așa dorm, e rup patul. Auzi la clanul. Da! Eu la 8 mă mai duc la baie, cam așa, nu știu, atunci mă trece pișul. Are ceas biologic, ole. Da, exact, și mă uit pe geam și văd, eu stau chiar în centrul Clujului, și mă uit pe geam și văd mașinile cum merg oamenii la lucru, las jaluzelele să nu-i văd că pleacă. Nu-i suport, mă duc și mă culc înapoi. Da, Eric, da, cred că știu. Da, mă. Dar tocmai gândurile astea ce văd. Așa e, Karim, te pup, Karim, mersi, fain pentru susținere. Mersi, mersi, Karin, pentru susținere. Mersi mult. Ieșiți, Anuța? Băi... Pe ce să facem? Ieșim. Nu știu ce să facem. Tu mai stai, Maria, sau ieși tu? O, oh, iubita... Păi mai stați noi două, Alesia, acum ea dacă... Hai să mai stăm, da, hai să mai stăm noi două. Puțin, hai că eu ies cu Ana, nu Ana? Da, da. Vă pup, dragi. Maria, te pup, seară faină, Alesia, te pup. Aveți grijă de voi, weekend frumos aveți. Pa! Vă pup, Doamne ajută să fie. Ciao. Vă pup, ursulețul. Cam obosit. Tu l-ai, că tot eu vorbi deodată. Stai să-mi pun gândurile în cap. Ai de capul meu, 7000 de voci deodată. Da, o secundă, mă, nu, pauză, numai. Aia, bine, măi, clanul menajelor, deja e târziu. Vă mulțumesc frumos pentru susținere, vă pup, o seară faină să aveți. Ne vedem mâine la 11 când îmi termin antrenamentul, care vreți să veniți. Doamne ajută și sănătate multă vă doresc. Vă pup și seară faină. Doamne ajută. Karin, te pup. Mersi tare mult că ai trecut pe aici, Karin.